Deschid ședința ordinară a Consiliului Local din data de 24.04.2019. Prima dată, doamnă secretară, faceți prezența. Cât suntem, cine lipsește? Absentează motivat domnul Oltean Carol Victor, Oltean Crăciun Ioan. A zis că ajunge. Întârzie, Oltean Carol Iosef. Mai așteptăm sau îl punem absent? Și Florea, ai un, o dat demisia, ca să știi, domnul consilier, că... Punem absent și dacă va veni, nu până la urmă mai păi mai așteptăm că fixul spune și după 10 minute. Nu începem ședința. Domnul consilier, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 29 martie 2019. Să citesc sau l-ați citit? L-am citit. Supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrive? Cine se abține? Nu înseamnă că procesul verbal. Dau citire ordine de zi pentru luna aprilie 2019, având următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 10 din 2017, deoarece nu a fost întocmită conform noului model și pentru aprobarea listelor de inventar și a execuției bugetare, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era pe anul 2018. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era pe anul 2019. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului de activitate a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era pe semestrul 2 anului 2018 și pe întreg an anului 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 25/2018, inițiator consilier Antro Daniela. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 29.09.2017, privind aprobarea concesionării directe a unui teren de suprafață de 45.63 m² aflat în intravilanul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, parte din domeniul privat al Comunei, pe motiv că terenul se află în domeniul public al Comunei, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 29.09.2017, privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic sigilat a terenului cu o suprafață de 1.454,37 m² aflat în intravinalul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, parte din domeniul privat al Comunei, pe motiv că terenul se află în domeniul public al Comunei. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de materiale NOS cu titlu gratuit familiei doamnei Suciu Ileana. Proiectul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Ghimeș-Făget pentru anul 2019, inițiator Comunei, primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Florea Ioan, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget și punctul 11, diverse. Suplimentarea cu două proiecte pe ordinea de zi, dacă se dorește. Avem două proiecte. Și citiți-le. Dacă sunt urgente. Dacă nu sunt urgente, legea prevede că... Cel puțin cu transformarea funcțiilor ar fi urgente. Vă rog să le citiți atunci, când am aici și supunem la vot. Deci asta este începutul. Asta, domnul președinte. Proiect de hotărâre privind transformarea a două funcții contractuale în funcții publice din statutul de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget. Sunteți de acord cu completarea ordinii de zi? Da. Da, și a doua... Asta.
proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unui autoturism pentru deservirea primăriei Ghimeș-Făget. Al doilea proiect. Cine e pentru? Cine e pentru? Cine e pentru? Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Împotrivă? Yeah. Se abține? Da. Abținere? Nu, am votat. Am votat. 6 pentru. Sunt 7 pentru. 1 împotrivă și abține. Deci aici e vorba de autoturismul. Totuși n-am supus la vot ordinea de zi cele 10 proiecte. Dacă sunteți de acord cu cele 10 proiecte care am citit. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea e pentru. Pentru autoturism o să mai dezbatem, nu? Da, corect. Adică acum eu am supus dacă sunteți de acord. Depinde și ce marcă e și... Da, asta se discută, se discută, se dezbate. Ce mai mare, ce mai bună marcă. Se parcă. Dacă sunteți de acord, domnule consilier, nu iau proiectele în ordine pe care le-am citit, ci iau într-o altă ordine, dacă se poate. De ce să nu luați în aceeași ordine? Pentru că, de exemplu, iau bugetul primăriei, că doamna contabilă are multă treabă, să treacă să poată să lucreze. Dacă nu sunteți de acord, domnul viceprimar, iau așa cum sunt scrise. E ceva problemă? Nu, era vorba că le avea materiale puse în ordine, nu? Sunt aici, sunt puse în ordine. Nu le dăm nimic, că doamna secretară a luat exact. Faceți cum credeți, domnul Jumesc. Domnul, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la UAT-ul Ghimeș-Făget. Deci, care puncte? 9. Așa. Pot să vă citesc proiectul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT-ului Ghimeș-Făget pentru anul 2019. Având în vedere raportul de specialitate, expunere de motive, în temeiul prevederilor articolul 36 aliniatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și al articolul 115 aliniatul 1, litera B din legea 215 per 2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propun. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Ghimeș-Făget pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrală din prezența proiect de hotărâre. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2019, conform anexei 2, care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil, contencios, administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554 per 2004, privind contenciosul administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Expunere de motivă. La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019, având în vedere articolul 63 aliniatul 1, litera C, aliniatul 4, litera B din legea 215 per 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 50 per 2019, privind bugetul de stat pe anul 2019. Legii numărul 273 pe 2006 privind finanțarea publice locale cu modificări și completările ulterioare. Raportul de specialitate numărul 2559 din 16.04.2019 întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul UAT Ghimeș-Făget privind aprobarea bugetului local a UAT Ghimeș-Făget pe anul 2019. Autoritatea administrative publice au competente și responsabilități în elaborarea și în aprobarea bugetelor locale în condiții de echilibru bugetar, în termen și potrivit prevederilor legii numărul 273 per 2006 privind finanțarea publice locale și modificarea și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legii numărul 273 per 2006 privind finanțarea
publice locale și a legii bugetului de stat pe anul 2019, numărul 50/2019, se elaborează bugetul, documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile. Referitor la cele expuse mai sus, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre. Avem bugetul de venituri și cheltuieli. Îl rog pe doamna contabilă să prezintă anexa 1, anexa 2, ce sunt de aici pentru domnul consilier. Da, la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2019 au stat legile care le-a enumerat domnul președinte, iar construcția bugetului a fost făcută după sumele primite de la Consiliul Județean și Direcția de Finanțe Bacău, care nu s-au aprobat, și veniturile proprii ale noastre, care le-am estimat a fi încasate în anul 2019. Deci, total, total venituri, avem suma de 5.722.570. Această sumă se compune din veniturile proprii de 736.000 de lei, la care se adaugă sumele primite de la Consiliul Județean și Direcția de Finanțe, la 11.0202 suma de 562.500, la 11.0205 suma de 51.000, la 11.0206 suma de 2.976.000, la cote defalcate din impozitul pe venit suma de 491.000 și sume din impozitul pe venit 598.000. Toate acestea adunate ne dă un venituri de 5.722.570. Aceste venituri au fost împărțite pe cheltuieli, pe capitole aliniate și subcapitole. De exemplu, la cheltuieli materiale, la capitolul 51, cheltuieli de personal, am prins suma de 1.877.900, la cheltuieli materiale, 469.800, la capitolul 65, la învățământ, cheltuieli materiale, 474.000 de lei, din care 432.000 au fost alocate prin sume din TVA, iar 42.000 am acordat din bugetul local pentru la cheltuieli materiale pentru cele două școli, care ne-au cerut la naveta cadrelor didactice, deplasări și protecția muncii. La școala Dani Gergelei, la deplasări, ne s-a cerut suma de 7.000 de lei și asta, având în vedere că sunt copii care o să meargă la Olimpiada de limbă română și limbă maghiară și pe faza națională și au nevoie de, pentru a le asigura plata transportului la cadrul didactic care îi însoțesc și a elevilor. Și am mai cerut 1.200 pentru investiții, dar deocamdată nu i-am pus, vedem dacă suntem de acord, aici mai trebuie ceva documente. Ei ne spun că ar dori să amenajeze două săli de clasă în mansarda școlii și o scară care să corespundă de cerințelor ISU. Împrejmuirea terenului de joacă, amenajat grupurilor sanitare din curtea școlii. La și la capitol la și 62.500 pentru tichete de grădiniță, iar 30.000 pentru CES, copiii cu nevoi la învățământ. La 67, la cultură, la cheltuieli de personal 117.300, cheltuieli materiale 5.400, la susținerea cultelor 100, la capitolul 68, asistența socială,
Cheltuieli de personal 700-700, indemnizații 238-200, ajutoare sociale, aici ajutorul de încălzire care o să fie 190.000. La capitolul 70, locuințe, aici intră alimentarea cu apă, iluminatul public. Am prins suma de 232.420. La protecția mediului 422.100. La transporturi, la cheltuieli de personal 356.600, la cheltuieli materiale 439.250. Deci, total cheltuieli 5.722.570. Iar la investiții, suma de 2.598.700, din care suma de 1.102.700 provin din fonduri și care strângi pentru drumul Tălcăuș. Deci, la investiții, avem, în afară de fonduri, suma de 1.496.000, care se compune din... La Cetatea Racoții am prins 30.000 pentru... 30.000. La drumul Tălcăuș, e suma de 1.102.700, care este din fonduri europene. Pentru buldo excavator 530, care trebuie să achit factura, dar suma asta de 530.000, în momentul când fac plata, o duc la fir, banii se întorc înapoi. Deci ăștia sunt banii noștri care o să-mi vină înapoi. Pentru reabilitarea și dotarea căminului cultural am prins 30.000. La amenajare și piață am prins 70. Sistemul de iluminat am prins 260. Asta este program prin AFIR. Dacă o să fac plata, tot așa o duc și vin banii înapoi. La modernizare, la obținerea de avize acorduri, modernizare prin asfaltare, drum de interes local, Comuna Ghimeș Făget, am prins 100.000 de lei. Aici o trebuie să plătim proiectul. Ați să-i evitat achiziția în real unei autoturist, 90 de lei, mai sus. Mă scuzați. Achiziționarea unui turist, unui autoturism, 90.000. Deci asta cu asfaltarea 100.000, avize acorduri și autorizații pentru nomenclatorul stradal 60.000, obținerea de documentații ISU pentru cele două școli, Liceul Tehnologic și Bolovăniș 40.000, obținerea de avize acorduri de reabilitare, extindere, regularizare și apărare malului Puiul Bolovăniș. A fost proiect după tărări și s-a fost aprobat. Am prins 100.000 tot pentru proiect. Nu știu, mai mult sau mai puțin. Dar ajunge atâta 100.000? Nu știu, vedem. Da, nu e făcut un antimăsurătoare câți kilometri și făcut calcul. Cu aproximativ. Acum să vedem cum putem... Deci trebuie un kilometru, da. Doi, cât, pentru da, pe tocmai, da. 100.000, nu știu, e puțin părerea mea. Nu știu apoi cât, ce distanță vreți să faceți și cum. Cât putem, putem să ne încadrăm. Da. Dar noi, că dacă o să fie, având banii a 530 care îi dau pe buldo, imediat acum, o să deci iau înapoi, vin înapoi și putem face rectificare la lista de investiții, să mai vin. Reabilitarea liceului tehnologic, clădirea de jos, 100.000. Aici am pus la modernizare drum comunal, am mai pus 4.000, mai avem de luat de la mediu. Cred că o și ieșit documentația 2000, cum se cheamă, îmi scap acum. Natura 2000, da. Așa. Planul urbanismic, să-l termina și pe ăsta, Pugu. Obținerea de avize. Da, obținerea de avize, și făcut măsurători. Și făcut măsurători. Și făcut măsurători. Mai avem încă de făcut, nu le-am terminat. Câte 80.000? Da.
La consolidare poduri și podețe am pus 5.000. Acolo nu avem proiect? E proiect făcut, dar noi avem avizii de luat, de scos. Da, și formă de legi. Și după aceea nu vin, pentru că e eligibil. La rețeaua de gaze am prins un 2.000 de lei. Nu adică știu dacă... trebuie să fiți obținerea de avize a corpului și da, și autorizații, da. Trebuie ca să înțeleagă, domnul consilier, pentru ce rețele de gază nu se înțelege. Numai pentru obținerea. Obținerea de avize, da. Că... pe tot ce am aici sunt avizele. Da. Și pentru obținerea de acorduri și avizie la cetatea Rapății. Am prins un 20.000, nu știu dacă eu să-i folosesc pe toți. La Căminul Cultural, tot pentru obținere și avize. Pentru ce Căminul Cultural? Adică... aici, care tot prin fonduri avem. Și mai avem de la avizie și la ăsta. Că nu se cer o grămadă de avizie. Și la... amenajarea pieței agroalimentare, să terminăm cu autorizația să intrăm în legalitate și cu ea 5.000. Că pe 2000, pe 2000, mai puțin, pe 2019 am zis că tot ar scrie că avem venituri de 8.300.000. Da, adunate cu secția de, cu secțiunea de dezvoltare. Bine. Domnul consilier, propun spre dezbatere proiectul de hotărâre. Venitul și cheltuieli. Poftiți, domnul Mordean. Aici cu cheltuielile aș avea o întrebare către doamna contabilă, că de 2 ani de zile sau de 3, nu, mă scuzați, de 5 ani de zile tot facem cetatea Rapoții. Acum 3 ani am avut acolo la cheltuieli directe, am prins vreo 2.800.000, adică 280.000. Doamnă, fiți atent aici, eu vă cred că nu vrem să facem, dar chiar în halul ăsta nu putem să batem joc de oameni. Că în fiecare an luăm bani de acolo, punem câte 20.000, păi facem prin fonduri, facem așa, dar de 5 ani tot îl construim. Sau de 10 ani. Ce s-a întâmplat cu banii luați de acolo, doamnă? Spuneți-mi sincer, că așa am zis prima dată, era vorba că cetatea Rapoții costă 4 miliarde și ceva, 5 miliarde plus TVA, nu? Așa a fost Și proiect. Acum ce s-a schimbat la proiect? S-a schimbat acoperișul. E mai ieftin, cum ar veni, că era acoperiș din sticlă, că m-am documentat, doamnă, și știu care treaba. O bucată de sticlă de ea costa aproape 500 de euro o bucată. Înțelegeți? Acum, țiglă. Da, pune țiglă pe el. Din banii aia nu se poate construi? Ba da. Domnul, stați un pic să termin și după aia aștept lucrul. Da, spuneți. Răspunsului corect. Vă rog frumos, înainte de a folosi cuvinte, că știu că nu se dorește, aveți grijă cum le folosiți. Dar de ce? De aia, pentru că vă rog plus să aduceți argumente, că nu faceți. Da, fata, acum aduc argumentele. Și chiar, am zis argumente, domnul viceprimar, că ce argumente? Ce tot îl facem, dar banii se dispar din contul respectiv. Ascultați-mă un pic, eu am alergat un an de zile pentru obținerea autorizației. Da? Și când a expirat autorizația, cine era de vină? Eu n-am fost de vină. Și atunci cine era de vină, domnul? A făcut licitație cu autorizația expirată? Cum să facem licitație cu autorizația expirată? Păi atunci cum erau semnate actele, domnilor? La începutul licitației, autorizația încă era valabilă? Nu, haideți, lăsați că facem cetatea asta Rapoții, în sfârșit, conducerea pe frumos. Da. Dumneavoastră cât ați alergat pentru cetatea aia? Eu? Da, dar cât să alerg, domnule? Păi vă rog frumos, atunci să vă asumați. E treaba mea să conduce. Atunci, noi am votat absolut. Conducerea înseamnă și Consiliul Local, nu vă supărați. Dar nu v-am votat? Nu v-am votat? Cu ce v-ați votat? Să fiți viceprimar. Ce are treaba funcția de viceprimar, doamnă, doamnă? Nu v-am votat bugetul fiecare an pentru treaba aia. Eu am înțeles anul trecut că nu sunt bani. Trebuie să luăm, să dăm salariile. Am votat și treaba asta. Dar acum când veniți cu bugetul nou, domnilor, și nu puneți la loc banii, ce faceți? Ce nu puneți la loc banii? Că nu se vorbe niciun bani. Haideți, lăsați-mă în pace, domnule. Domnul viceprimar, lăsați să zică părerea, după aceea ziceți și da. Deci, domnul președinte, vă rog frumos să spuneți foarte bine acuzațiile. Nu, nu, nicio problemă, nu m-am acuzat deloc, domnul. Nu m-am acuzat. Deci, cifrii vorbiți despre cifre, nu despre... Da, corect. Să discutăm la rând, că altfel nu înțelegem. Corect. Domnul Ordean, mai aveți ceva? Da, să pună banii la loc, ce am hotărât acum a treia să fie pus la loc la buget. Dar ce bani s-au luat? Dar ce bani s-au luat, domnul consilier? Câți bani s-au luat? Pentru că în fiecare an, banii care rămân se duc în excedent. Excedentul folosim pentru investiții. Da? Ce bani s-au luat și unde s-au luat? Anul trecut, de unde a fost luat pentru banii de salarii, doamnă?
din la fondul de lumea, dar nu, 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 din excedent. Dar dumneavoastră, doamnă, 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 să nu vorbim toți odată, să nu vorbim, vă rog frumos. Domnul, fiți atent aici, domnul viceprimar, degeaba urlați că nu aveți dreptate aici. Degeaba urlați că nu aveți dreptate. Dumneavoastră vreți să mă mușamalizați, să creadă toată lumea că suntem niște proști aici la bază, domnule. Domnule, fiți atent aici. Și încă luăm cu miliarde lei acum, văd cu miliarde lei mașină. De teren pentru primărie. Da, da, pentru cine luăm? Pentru dumneavoastră, da. Dumneavoastră o să vă pun să vă plimbați cu mașina aia care umblă tot personalul primăriei, care deja nu mai face, dumneavoastră sunteți de acord să umblați da, fiți cu o mașină care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic. Am înțeles, stați așa. Sunteți de acord cu treaba asta, că umblăm cu mașinile personale, nu vă supărați. Și da, domnul viceprimar, la fiecare primărie este mașina primăriei. Fiecare primărie are mașina primăriei. Haideți să fim serioși, domnule. Spuneți-mi care nu are. Și atunci să discutăm, dacă ne-am astupat așa la discuții, atunci putem să discutăm când am promis și ați promis și ați votat cu salubritatea că jumătate din prețul respectiv o să fie suportat de primărie. Ce am făcut, domnilor, cu suma aia? Ascultați-mă un pic. Ce am făcut? Tot am mințit atunci. Dumneavoastră vreți să încălcați legea cumva? Nu, 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 nu. Dar domnul viceprimar, când a zis dumneavoastră și cu domnul Seto, că îi permite legea că trebuie să primăria jumate din 82 de lei achită primăria. Aveți toate avizele favorabile date de la Bacu. Ce s-a întâmplat, domnilor, cu avizele acelea? Ascultați-mă. Și acum noi vorbim de bani și noi vorbim de investiții. Dumneavoastră veți să legea? Nu, 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 nu. Atunci o să vă chem personal, o să vă chem personal să dați dumneavoastră 80% dacă se poate prin lege și să-i dați dumneavoastră. Dar atunci de ce a zis la oameni? Domnule, se suportă primăria. Deci, ideea... Și acum oamenii vin la mine că ce facem, că trebuie să achităm și așa facem și așa facem. Eu săptămâna viitoare o să zic la oameni, domnilor, mergeți la primărie, 100 sau 200 de lei. Așa spus și până acum. Da, da. Și nu mă... Da, domnul, da, și nu m-am făcut. Nu trebuie să spuneți că le voi spune, că așa le-a spus și până acum. Nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, că o să mai discutăm pe treaba asta. Nicio problemă. Nu sunt de acord cu bugetul ăsta care e construit acum pentru image făcut. Nu sunt de acord. Cine mai are? Bate în joc de oameni, Ivan. Mai aveți ceva, domnul Dan? Nu, mulțumesc. Doamna Dan, aveți ceva? Nu. Domnul Suciu? Domnul Genu? Cine era? Propun spre aprobarea proiectului. Privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Cine s-a abținut? Dumneavoastră? 1, 2, 3, 4. Ați întâmplat. E clar, 3 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Eu pentru. Da. Deci a fost respins proiectul. Motivul respingeri, vreau să știu. Pentru cât termenul de aprobare a bugetului până pe 4 mai. Eu vă cred, domnule, dar până ce nu punem la loc ce am discutat aici, nu suntem cu șasta. Dar ce să pun la loc, fraților? Pentru că banii sunt în excedent. Excedentul l-am folosit acum, la investiții, din nou, nu l-a nimeni niciun ban acasă. Cum s-a vehiculat? Că în luna decembrie se fac cheltuieri colosale. Vreau să-mi spuneți ce cheltuieri colosale s-au făcut în luna decembrie, pentru că am avut excedent. Eu am zis părerea, fiecare să zică părerea și am zis și am și motivat de ce nu votez bugetul. Spuneți-mi cum să-l fac. Eu dacă am greșit cu ceva, veniți, mă scuzați. Spuneți-mi cum să-l fac și eu-l fac. Dacă vreau să credeți că nu l-am construit... Vă rog frumos, căutați și soluția. Păi, dar nu l-am zis soluția. Dar vă rog, cu doamna contabilă. Trebuia să faceți mai repede. Ce să fac mai repede, dacă hârtirile și sumele ne-au venit când ne-au venit de la finanțe și la Consiliul Județean? Și la urma urmei era discuție că facem ședință pe data de 10 și nu am făcut. Ce am lăsat pe ultima sută de metri. Dar dacă nu a venit bugetul, domnul Oldean? Deci cu ce să faci bugetul dacă nu a venit? Bine, domnule, eu am zis părerea și am zis... Dar vă rog frumos să-mi dați și soluția. Dar nu v-am zis. Soluția. Banii sunt aici, banii sunt la investiții. Să văd acum în lista investițiilor puse sumele respective. Păi da, sunt pozitive. Unde vreți sume, domnul? Să pun sume. Domnul Ordean, unde vreți sume? Unii vreți sume și eu le pun. Deci, numai cetatea Racoții e importantă în comuna asta.
Vă rog frumos! Școala nu e importantă. Avem încă atâtea lucruri. Liceul, de exemplu, avem liceul care s-a mutat la Bolovăniș. Sunt o mulțime de lucruri. Avem cu drumurile care sunt oprite și peste tot îți prinse sume care s-au încadrat. Bine, avem proiectele. Am terminat. Deci asta nu e important. Trec la punct. Ba da, dar cine v-a zis că nu e important? Atunci vă rog frumos. Eu analizați. Eu am zis unde să punem bani. Domnule, dacă dumneavoastră spuneți unde se pune bani. Am dat dreptul la replică, am dat totul, trecem la punctul 2, vă rog frumos. Da, dar eu vreau să vă... Eu nu trecem la punctul 2, domnul președinte, vă rog din suflet. Conform legii bugetului, bugetul trebuie aprobat până pe 4 mai, dacă nu, să iau sancțiuni. Să vă rog. De la 5.000 la 10.000 și cine este vinovat? Ba da! Citiți că așa este. Uitați și noi adresele care le-am primit. Ultima dată de depunerea bugetului este 4 mai. În buget cred că ați prins și salubritatea cu 81,6 lei pe persoană. Persoanele respective de la cine nu se ia gunoiul, nu sunt scoase din lista aia. Fiecare săptămână. Cine? Doamnă, stați așa că acum dau un telefon și vin de exemplu de la Budaca să întrebăm dacă plătesc sau nu plătesc. Să întrebăm pe de ăștia oamenii de pe Aldemar, plătesc sau nu plătesc. Și atunci, ce facem cu ei, doamnelor? Deci, eu pentru mine trimit mesaje că, domnul Oltean, ce facem? Ați vorbit una și face alta în ședință? Domnul Oltean, eu am o treabă. Aici sunt probleme. Dumneavoastră, când v-ați implicat să rezolvați problema din gunoiul comunei? Când în afară de a-mi spune că, domnul vice, vedeți că este gunoi în punctele cu tare și în punctele cu tare. Da. Dumneavoastră știți că ridicarea gunoiului, ca să faci legal, trebuie să-l duci în anumite locuri? Păi da. Alea costă, domnul... Păi da. Domnul Consilier. Păi da. Păi da, ce înseamnă? Costă, trebuie plătit. De unde? Eu mă uit la lege. Păi da, domnul viceprimar. Nu eu am hotărât să oamenii... Deci nu eu am hotărât sau nu Consiliul Local a avut dreptul să hotărască că fiecare persoană plătește gunoiul. Nu numai la noi în comună. Domnul viceprimar, eu sunt de acord că gunoiul trebuie plătit. Nu am fost niciodată împotriva trebuie. Acestui trebuie. Așa. Dar fiți atent aici. La anul o să vină rom prestul și o să plătim 120. Și noi trebuie să închidem și tot o să zicem la mine că problemă. E așa. Acum se plătește la cantitate. Cantitatea de gunoi a depășit valoarea care era estimată pe persoană. Și să fie și mai scump. Nu cantitatea. La cantitate. Plătim la cantitate. Cantitatea de gunoi deocamdată e mai mare decât se plătește la persoană. Cum rezolvăm problema? Îi luăm la om mai mulți bani acum decât îi luăm cât s-a stabilit pe persoană? Păi, de fapt, noi și acum contribuim cu bani față din casări. Foarte bine. Explicați la oameni de ce e nu așa. La, o vă explic și dumneavoastră, înțelege. Pentru că dumneavoastră... Eu am fost aici, știu de la oameni. Nu știți. Cum pentru nu știu? Noi acum facem plăți care nu avem în casă. Problema nu aici a început, domnilor. Problema s-a început pe 29 decembrie. Acum, nu știu câți am, 4 ani sau 5 ani, când cu o ședință extraordinară ați luat decizia că trebuie semnat protocolul ăla cu romprestul. Acolo s-a greșit, domnilor. Nu ținut la primărie. Atunci. Licitația nu s-a ținut la primărie, s-a ținut pe regiunea Moldova. Exact. Și vă rog frumos, nu acuzați lucrurile astea. Nu depinde noi unele lucruri. Cum eu am zis părerea. Cum credeți dumneavoastră că orice ce schimbați numai din pixul dumneavoastră? Nu, dar eu n-am schimbat până acum nimic, păi, domnul viceprimar. Dumneavoastră, uite că... N-am schimbat nimic. Deci nu cum credeți dumneavoastră înseamnă că merg toate lucrurile așa. Foarte bine. Că nu merg așa cum cred eu. Merg așa cum credeți dumneavoastră. Nu cum și cred eu. Bine. Ascultați-mă un pic. Am spus în coadă. Haideți să respectăm legea. Da, corect. Bine. S-a epuizat punctul numărul 9. Trecem la proiectul de hotărâre. Și până la urmă cu bugetul cum rămâne? Cum credeți, doamnă? Păi cum cred? Eu am zis părerea. Dacă nu se poate că domnul viceprimar zice că legea nu permite, dați drumul. Dar n-am zis că nu permite, am zis că nu la salubritate și acum facem taxe mai mari, adică plătim mai mult decât încasările. Eu am înțeles. Cum ați înțeles dacă spuneți că nu se face?
Domnul viceprimar, deci noi trebuie să avem grijă să vin cu plățile mașinii. Stați așa, domnul viceprimar, stați așa, fiți atenți aici. Dumneavoastră ziceți că numai cetatea Racuții, așa am zis eu, că l-a importat. Fiți atenți aici. În timp de 8 ani, câte drumuri ați asfaltat? Spuneți-mi plac și la obiect. Câți kilometri? Două drumuri. Unde? Nu, stați așa. Stați așa. Pe Bolovănișa l-a făcut fostul viceprimar, domnul Tancu, Petru Tiberiu. El a câștigat proiectul, dumneavoastră ați venit și ați pus la loc. Dar în rest, deci în rest, domnilor, nici l-am pus la loc. Și atunci despre ce vorbim? Și după 8 ani de 10 ani, tot bate palma că finalizăm cu Racuți. O dată a expirat ăla, o dată așa, o dată așa. Avem bani strânși, nu eu, alții, ca să doneze primăriei. Noi aici tot așteptăm și vedem, facem un proiect european, când o să avem bani, așa facem, așa facem. Deci nu suntem de acord cu proiectul european. Domnilor, eu pe treaba asta m-am supărat, înțelegeți? Că eu, fiți atent aici, cât de cât trăiesc și din turism, înțelegeți? Că am magazine, am și trăiesc din turism și știu ce înseamnă dacă vine lumea în comună și lasă un ban în plus, înțelegeți? Eu știu ce înseamnă. Mi s-o da și posibilitatea, înțelegeți? Mi s-o da și posibilitatea, nu vă supărați. Cum adică? Să trăiți și din turism. Asta nu. Dar cu ce posibilitate? Cu totul, deci nu cred că a fost o chestie de... Ca să nu vi se dea o posibilitate să trăiți din turism. Păi, dar ce? Aveți amplasat magazinul dumneavoastră pe teritoriul comandă. Corect, domnul viceprimar, pe teritoriul ăla pe care am închiriat acum 15 ani sau 20 de ani, pe care plăteam fiecare an nu știu cât, și acum plătesc pe an, pe 240 de metri pătrați, și să știe lumea, aproape 700 de lei chirie. Înțelegeți? Da. Nu pe gratis am primit cât am... Înțelegeți? Pe perioadă de un an? Nu! Pe 49 de ani, domnilor, că puteam să construiesc pe el. Și dacă se ia, atunci vă las clădirea aia frumoasă acolo pentru primărie. Să aveți din ce să trăiți, înțelegeți? Dacă ajungem aici, corect. Da, am închiriat. Am zis că timp de 15 sau 20 de ani. Dar nu am luat, ca alții, nu am furat pădurea statului sau a comunei, nu am dus acasă, n-am luat jeep din subvențiile primărie și așa mai departe, înțelegeți? Și pe treaba asta plătesc eu, plătesc chirie, nu vă e rușine, să vă fie rușine, domnul viceprimar, să vă fie rușine. Dumneavoastră exploatați pădurii, domnul Ortean. Da, cum să nu, cum să nu, de unde? De unde? Tot de pe teritoriu. Dar și ce, nu vă e rușine, domnul viceprimar? Tot de pe teritoriul comunei. Să vă fie rușine, domnul. Să vă fie rușine. Degenerăm discuții. Să vă fie rușine. Tot de pe teritoriul comunei exploatării. Consiliul local și facem altă dată. Dacă trecem la alte faze de discuții, continuăm, dar prea de domnul. Alt punct. Dacă continuăm, dacă nu închid ședința și facem în alții. Vă mulțumesc. Ce? Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al regiei publice locale, Ocolul Silviu Ghimea și Săgeta, era pe anul 2018. Proiect de hotărâre. Deci, domnul președinte, vă rog frumos, doamna contabil v-a cerut o explicație. Am cerut, s-a pus la vot, am pus la vot, s-a votat, dați-o soluție. Soluție exame, da. Ce explicație să vă dați? Convocați anteședință, faceți ceva. Eu ca președinte am supus la vot, cine a votat, a votat, cine a fost s-a abținut, s-a abținut. Eu nu pot să dau altă explicație, nu pot să răspund de fiecare consilier ce să facă dacă sunt președinte de ședință. Fiți atent, eu conduc ședința dacă... Dacă se ascultați, atunci îmi vine dacă nu încep ședința și facem altă dată ședința. Degeaba ați depășit o... Domnul Ortean, raportul de specialitate la rozal 45. Am terminat. Domnilor, închid ședința. Și plecăm acasă și apoi revenim când ne camăm. Raportul de specialitate numărul 145/2019, întocmit de către compartimentul de specialitate a RPL Ocolul Silviu Ghimeaș privind execuția bugetară pe anul 2018. Expunere de motive numărul 2532/0804/2019 a primarului Comunei Ghimeaș Făget privind aprobarea execuției bugetare de venituri și cheltuieli la regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeaș Făget era pe anul 2018. Dispoziție obligatorie numărul 420/0602/2019. Măsura 16 rezultată în urma Inspecției Economice Financiare al RPL Ocolul Silviu Ghimeaș Făget.
Potrivit prevederilor, legea numărul 46/2008, privind codul silvic cu modificări și completări ulterioare. Legea numărul 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome, societăți comerciale cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța de urgență numărul 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și modificările și completările ulterioare. HG numărul 715/2017, pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din Fondul Forestier Proprietate Publică cu modificări și completările ulterioare. Legea contabilității numărul 82/1991, republicată și cu modificările completările ulterioare. Legea numărul 227/2015, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevede articolul 36, aliniatul 2, articolul 45, aliniatul 1, articolul 48, aliniatul 2 și articolul 115, aliniatul 1, din legea numărul 215/2000, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetului și venitul și cheltuielile la regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș Făget pe anul 2018, conform anexei care face parte integrală din prezenței proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civilă, contencios, administrativ și fiscal. Da, 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 da. Potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contencios administrativ cu modificări și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, a regiei publice locale, Ocolul Silviu Ghimeș-Făget, vor duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Avem expunere de motive la proiectul de hotărâre, având în vedere raportul de specialitate, legea 46, legea 15, hotărârea Guvernului 715, legea contabilității, legea 227, articolul 36, aliniatul 2 din legea 215, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și cu completări ulterioare, dispoziția obligatorie, numărul 420-06-02-2018, măsura 16 rezultată în urma Inspecției Economico-Financiare a RPL Ocolul Silviu Ghimeș Făget era. Dat fiind faptul că RPL Ocolul Silviu Ghimeș Făget era, în care statutul deține participanții integrale, prezintă un segment important al economiei și în consecință lichidarea, solvabilitatea și funcționarea acestei societăți are o influență determinată asupra stabilității ansamblului economiei. Propun Consiliul Local analiza proiectului de hotărâre, hotărârea privind executarea bugetului de venitul și cheltuielile la regiei publice locale, Ocolul Silviu Ghimeș Făget, era pe anul 2018, conform anexei. Anexă. Unde avem? Anexă. Asta este. Raportul. Da, și mai departe. Aici. Domnul contabil, vă rog să prezentați. Domnul consultator, are aviz favorabil la acest proiect? Aviz favorabil nu avem. Nu avem aviz favorabil. E cu 22. Da, 22. Avem 22. Deci a trecut prin comisie. Se poate dezbate ce n-a trecut. N-a trecut că trebuie 3. A trecut prin comisie. Adică a trecut prin comisie. Supun dezbatere. Trebuie să comisie. Se poate supune dezbatere. Nu 4 oameni. Asta numai să vă prezentați raportul, domnul contabil. Citesc Venituri. Ocolul Silviu Ghimeș Făget a realizat în cursul anului 2018 venituri totale în sumă de 3.086.200 lei. Domnul contabil, mă scuzați. Aici sunt în sfatele specificării la venituri total realizate din 2018, sunt de 3. Și mergeți pe A1, A2 și pe A1, deci A1, venituri din masele noastre agenții economici, un volum de 9.588 metri cub, cu un preț mediu de 193 lei pe metru cub, 1.850.432. La capitolul 2, venituri masele noastre, nevoi locale, populație,
tot ce reprezintă igienizarea pădurii, 2512 metri cubi, un preț mediu de 105,5 lei per metru cub, s-a realizat venitul în sumă de 264.833 lei. Venitul din valorificarea materialului lemnos în energie proprie de către echipa de exploatare cu muncitorii respectiv angajați cu contract pe durată determinată, s-a vândut un volum de 1745 metri cub, cu un preț mediu de 167,90 metri cub, cu valoarea de 292.747 lei. Acest prețul este mai mic, deoarece a influențat lemnul de foc existent în acest APV, valorificat de către OCOL. E o cantitate mare la prevederea APV și de lemn de foc. Venitul din valorificarea materialul lemnos fasonat, adică un depozit existent în curtea ocolului, 32 de metri cub cu 5903, confiscat. Servicii silvice, am terminat cu capitolul A, masă lemnoasă, trecem la capitolul B, venituri din alte activități. Suma totală din alte activități este de 751.547 de lei, care se compune din venituri din servicii silvice prestate de către OCOL 60.965 lei, cu pază, ce reprezintă legat de pază și servicii silvice care le-a încasat OCOL-ul. Venituri din imputații 73.766, atât am discutat în comisie, această sumă reprezintă angajamente de plată, acte de constatare, care cad în sarcina pădurarilor. Venituri din imputații persoane fizice, 11.497, sunt venituri încasate din materialul substras de persoane fizice. Venituri din licitație, 27.900, venituri din penalități încasate, calculate la agenții economici pentru de către Curtea de Conturi, 18.380 lei. Venituri din activitatea de împădurire, 143.839 lei. Venituri din achiziții ciuperți, 800 de lei, prestări servicii. Venituri facturate și încasate de la Primăria Gimeș-Făget în urma deciziei Curte de Conturi, în urma controlului efectuat în perioada 2014-2016. Și alte venituri reprezintă închirieri această sumă de 1760, sunt contractele de închiriere cu utilajele care le folosește primăria. Bascule și ce reprezintă. Ăla, compresorul de, și mașina de pompier. Așa. Deci asta e total însumat, deci am realizat un venit în sumă de 3.086.200. La capitolul cheltuieli, avem cheltuieli totale 2.000 lioane, 365.866 lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii 550.061 lei, cheltuieli cu impozit de taxe 50.086 lei, cheltuieli de exploatare, ați emis dumneavoastră. Da, dar astea sunt totale, da. Din care, înțelegeți, cheltuieli din care, 2.000, deci cheltuieli totale 2365.866, din care exploatare, toate în exploatare.
2.365.865 e pentru exploatat, s-a exploatat? Tot ce reprezintă așa e denumirea cheltuielii în exploatare. Da. Nu sunt cheltuieli extraordinare sau alte, deci cheltuieli care intră în activitatea de bază. Adică pentru exploatare. Da. Câți metri, pentru activitatea. Câți metri cum s-a exploatat pentru activitatea, când mă refer la exploatare? Pentru nu, valoarea nu de... Confundați, nu confundați, acest ca exploatare nu înseamnă numai exploatarea maselor noastre. Reprezintă de... și tot ce reprezintă. De asta am întrebat. Consumează metri... toate cheltuielile. Câți metri cub s-a exploatat pentru asta însumează toate. Aici include și salarii și tot. Da, da, dar câți metri cub s-a exploatat? Deci vă dau cifra de 13.877. De metri cub. Da. Deci asta e raportată și în Silvul și sunt corelate cu toate raportările. Da. Mai departe, cheltuieli cu personal 1.181.806, din care... Un milion. 1.181.806 lei, scuze, din care salarii 1.007.996, bonusuri, aici să nu credeți că ceva premii sau altceva. Aceste bonusuri sunt două ajutoare pentru aprobate de Consiliul de Administrație, 15.000 pentru o operație la o fetiță bolnavă a angajatului nostru Adrian de la Răchitiv, și 13.000 sau 12.000 lui Crăciun Augustin pentru că a ars casă. Deci asta am trecut aici analitică să vadă. Pentru Consiliul de Administrație 74.880 lei și contribuțiile aferente. Salariile sunt pentru Consiliul de Administrație? Da, brute. Brut. Pe un an de zile asta. 748.000. Da. E 600 de lei. Da. Cheltuiel cu contribuții 71.930. Această sumă este așa de mare, deoarece include și cu toate contribuțiile calculate de Curtea de Conturi pentru HSL-urile acordate. A trebuit să calculăm și să virăm la buget toate obligațiile. Alte cheltuieli financiare. Vă referiți la fond de regenerare și... Nu, n-avem treabă, nu, nu. Așa e la salariați, domnul președinte. Am avut un voie de la domnul vice, în jumătate de ori, nu v-am anunțat. Da, luați-l. Am anunțat. Cheltuieli totale de exploatare de 2.365.866 lei. Nu. Cheltuieli cu impozite și taxe 50.086, care e format din taxe pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale masele noastre, 0,5% din valoarea masele noastre exploatate se virează la bugetul statului, fond de regenerare 2% virat la fond de mediu 33.161 și la bugetul local 13.106. Total 50.086. La NISA 3, repet, ce am zis la salariu, 1.181, așa sunt cuprinse machetele. 1.181.806, care l-am prezentat mai înainte. Cheltuieli în natură, a zis 1.109.876, nu? Natură salarială, care corespunde cu cifra care v-am relatat-o mai înainte, la cheltuieli în exploatare. Alte cheltuieli în exploatare, suma este de 583.213 lei, care e formată din bugetul consolidat 53.142 lei și o plată
către creditor 27.200, alte cheltuieli în care intră fondul de regenerare, conservare și 3, este în sumă de 303.827, fond constituit și virat diferența între lucrările de împăduriri din 303.827, se scade de la capitolul venituri, contabilicește, vă explic ca să înțeleagă toată lumea, se scade suma de 143.839, diferența se constituie depozit în bancă pentru regenerare, pentru refacerea pădurii. Mai departe... Regenerare. Da. Mai departe, la... Mi-au rămas... Cheltuiel cu amortizare conform conform calculului amortizării, suma este 99.044 lei. Impozitul pe profit s-a calculat ca diferență între veniturile din orice sursă și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri într-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile, la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare a codului fiscal. Făcând diferența între venituri și cheltuieli, rezultă un profit brut realizat în anul 2018 în sumă de 720.334 lei, din care 16% impozitul pe profit în sumă de 122.686 lei, rezultând un profit net în sumă de 597.648 lei. Acest profit se repartizează în cotă de 50% și în sumă de 298.823 lei la bugetul local și 298.823 lei pentru surse proprie de finanțare a activității următoare a OCOL-ului. Bugetul regiei s-a prezentat în conformitate cu prevederile ordinului numărul 3145 din 5.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli. Ați sărit aici la anexa 4. Da. Puțin, ați zis aici alte cheltuieli de exploatare din care spune bugetul general consolidat. Tot mai puțin, 53.142 către alt creditor, 27.200. De ce se plătește valoarea asta din banii Ocolului? Ocolul a fost vinovat că nu a respectat legea 544 sau persoana a fost vinovată? De ce se plătește din banii comunei? Legea prevede... Trebuia să plătească Antal Revente sau Acatin? Nu știu. Eu știu că mi-am făcut datorie. Dar atunci n-am zis eu asta. Da. Eu știu că am respectat legea. Nu cred că asta trebuie plătit din bugetul ocolului. Bine. Așa cred eu, așa scrie legea. Apoi dacă am greșit, nu am probleme. Domnilor consilier, propun spre aprobare proiectul de hotărâri privind execuția bugetare de venituri și cheltuieli la regiei publice locale Timiș-Făget pe anul 2018. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu se abține.
7 cu 20. 7. Da, păi nu e 7, că atunci ai ies... Pe 10 suntem. 10. 10 suntem. Da, și 3. A fost 9 și 10. Acum suntem 3. Dăm și am 2 de parte să voteze. Suntem 10, da. 6, 7. Vreau și eu o motivare la chestia asta. Care? De ce nu să... Adică de ce să abține fiecare? Să nu spună fiecare consilier ce-am greșit, ce l-am făcut și ce-am făcut. Cine sunteți dumneavoastră că trebuie să... Păi nu, adică înseamnă că eu nu sunt capabil sau ce consecință? Despre dumneavoastră, da. Nu despre dumneavoastră e vorba. Păi, dar bugetul se referă la contabil, să știți. Nu la șef pot sau să, la... Pot să iau cuvântul ăia? Da, domnule. Bugetul se construiește pe, pe contabil, însumând datele din activitatea ocolului, din tot ce ne prezintă. Având în vedere faptul că sunt niște probleme cu între Consiliul Local și conducerea ocolului Sirului Dinășoare și vreau să explic o dată că și tura trecută în ședința anterioară s-a discutat, dar oamenii n-au înțeles despre ce e vorba și ce s-a întâmplat și de ce e ruptura asta între ocol și Consiliul Local. Dacă mă lăsați două minute și explic, înțelegeți? Fiți atenți aici. Noi, Consiliul Local, am luat o hotărâre anul trecut pentru a face marcările pentru proprietăți private de la 50 de lei la 12 lei. Am luat o hotărâre de Consiliul Local, având în vedere că nu aveam dreptul. Acum am aflat că nu aveam dreptul noi să facem treaba asta. Dreptul trebuia să facă Consiliul de Administrație a Ocolului. Așa scrie acum, momentan, legea respectivă. Nu e nicio problemă. Ocolul ăsta a fost înființat pentru comună, adică pentru oamenii comunei, pentru comunitatea Ghimeș-Făget, ca să trăiască mai bine, nu mai sărac și mai prost, mai bine. Noi am ridicat problema ca să luăm de la 50 de lei la 12 lei, bine, Ocolul ce a reacționat? Nu dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți cu actele, nu vă dau nicio vină pentru dumneavoastră, că nu aveți treabă absolut cu nimeni. Într-adevăr, dar pe cealaltă parte, acum după un an de zile aproape, ne trezim, Consiliul Local se trezește, că ne-a dat o judecată la contencios la Bacău pentru hotărârea respectivă că nu e legal. Domnilor consilieri și domnul de la Ocol, conducerea Ocolului, noi am vrut să facem un bine pentru comună și pentru oamenii din comună. Nu ar trebui să fie 12 lei, domnilor, lângă atâta pădure. Și lângă atâta bani pe care administrează Ocolul, ar trebui să fie gratis marcările pentru persoane fizice, gratis, cu titlu zero. Înțelegeți? Sau cu un lei. Adică chiar nu se poate, gratis. Înțelegeți? Dacă într-adevăr vrem să ajutăm comuna asta. Și ce, cu ce ne-am trezit acum să înțeleagă și oamenii? Ne-am trezit că suntem chemați în instanță, adică Consiliul Local este chemat în instanță că a luat o hotărâre greșită din partea Ocolului, având în vedere că Ocolul ne aparține Consiliul Local, adică este în subordinea noastră, domnilor. Chiar bate joc unii de alții. De aia s-a ajuns în situația asta și acum îmi exprim părerea. De ce mă abțin? Din cauza asta, domnilor. Că nu se... Și încă o chestiune. Deci, înainte de ședințe sau... Am avut... Nu mă împit. Să termin și după aia fiecare zice părere. Tot s-a căutat că trebuie să ajungem la o concluzie, să găsim o soluție. Domnilor, eu nu vreau să fiu împotriva Ocolului sau împotriva conducerii sau împotriva primăriei. Niciodată n-am fost și nici nu vreau. Dar în situația asta în care ajunge... Dar de ce n-a venit șeful de Ocol, de exemplu, cu Consiliul de Administrație, în față la consilier, după terminarea ședinței, și să zice, băi, domnii consilieri, ați fost proști, ați luat o hotărâre greșită. Ce facem? Cum facem? Noi, Consiliul de Administrație, trebuie să scădăm prețul, noi votăm treaba asta, scădem prețul și noi ajungem în instanță, domnilor. Asta era o treabă omenească pe care trebuia să facă Ocolul. Înțelegeți? Nu că ne trezim că suntem chemați la Bacău în instanță, că noi am greșit că nu știu ce. Și nu m-a pâhârtit. Atunci de ce? Să votez eu pentru? O, și ce pentru Ocol? Ce să votez mai pentru aveți? Ce? Mă scuzați. Am terminat. Atât am. S-a creat o confuzie, după părerea mea, ce zic eu.
cu acel singur de rol. Uitați care-i treaba. La fază fără TVA este 50 de rol. La marcări pe proprietate e sub 20, e sub 20 de lei. Dacă în două condiții, 10 lei sau 12 lei cum ați propus, 20 de lei care duci valorifică lemnul în alt cu contract, cu alte chestii. O să mai edific și vă dau, dar asta e confuzie. Sunteți, de 50 de lei, sunteți greșit informat, domnul comandant, pentru că am discutat cu oameni care veneau de la marcare, am întrebat cât s-a marcat și cât s-a plătit. Sunteți sau sunt și aici? Mi se pare că sunt și consiliere. Nu trebuie să faceți o mărțire. La momentul respectiv, când s-a făcut urmarea respectivă, că era... Era contractul de la 45 de lei plus TV. Nu, dar vorbim de situația veche. Era la momentul respectiv. Acum, dacă s-a schimbat, nu știu. Atunci, dacă s-a redus, atunci de ce s-a dat în judecat? Vă întreb, dacă tot s-a redus. Noi consilierii am vrut să fie redus. Care trebuie judecată și tot reduce. Adică nu înțeleg sensul. Adică știți cum e treaba asta? Când e un câine legat și celălalt se duce cu un băț și mai dă două case latre mai mult. Eu cred că patul ocului cam ăsta au fost, dacă tot l-ați redus. Nu înțeleg sensul. Poftiți, domnule. Dacă se poate la punctul ăsta și ca să clarific dacă tot este filmat, e treabă bună. Cu calția. Eu și încă să înțeleagă ceva domnul șef de acolo și conducerea și primăria și conducerea acolului. Eu nu sunt împotriva șefului de acolo. În niciun caz. Și nici nu vreau să aduc eu personal pe altcineva. Sau cineva. Nu, nici nu am auzit treaba. Că deja așa se discută că Brazilul de aia face circ, vrea să pună pe altcineva. Nu vreau să pun pe nimeni ca alt șef de acolo. Absolut pe nimeni. Dar încă o chestiune s-a dat, Roger. Dacă șeful de ocol, domnul Dincă Mihai, timp de atâția ani și ce s-a petrecut aici în comună și cu ocolul și cu absolut tot ce s-a întâmplat, nu are demnitatea să-și dea demisia, îmi pare rău, nu am crezut că o să ajungem în situația asta. Înțelegeți? Nu, atât am avut numai. Bine, mai are cineva ceva? Aș putea continua. Dumnealui s-a referit și bine a făcut la marcările pe proprietăți. Eu m-aș referi la pagubele constatate de la inspecții. Atâta timp cât sunt în comuna noastră sub conducerea, sub această conducere, pagube de sumele care le știți, domnul Bărsan, treaba asta s-a discutat. Sigur că da. Vedeți că e un raport. Sigur. Consiliere, nu prea iau act de acest lucru. Nu prea iau act. Adică nu cunoaște, trebuie să vadă, trebuie să... Dacă nu vor, domnul consilier, deci e o problemă. Mergem tot înainte, că nu vor să ia act ceea ce se produce în comună. Majoritatea, domnul consilier, nu vrea să ia act de raportul care s-a făcut. Pe toți dintre noi, cetățenii, ne vorbează și ar trebui să ținem cont. Altceva mai aveți? Domnul contabil. Eu aș propune să fim chemați în fața Consiliului Local, tot personalul de la femeia de servici până la ultimul muncitor, să discutăm față în față cu toți, cu Consiliul sau la ocol, unde vreți. Dar nu, când apar la ocol, băi, n-am putut. Consiliul Local nu este rău, domnule, poliția să vă cheme, domnule. Consiliul Local se ocupa cu asta. Ca să ne tăbălească. Adică putem discuta oricând, la orice oră, nu suntem noi să chemăm pentru dumneavoastră. Nu se lucrează așa, părerea mea. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Nu mai comentez. Trecem, da? Poftiți, domnul doamnă. Toată puterea este în mâinile Consiliului de Administrație. Hai, lăsați-o mai moale. Deci toată puterea. Lăsați-o mai moale, vă rog. Așa scrie statutul poporului, nu? Păi așa spune. Hai, lăsați-o mai moale, vă rog eu, că se filmează. Doamna, tocmai de aia, că nu... Adică vreți să desfințați Consiliul de Administrație. Deocamdată suntem votați tot de dumneavoastră.
Și tot dumneavoastră, după terminarea mandatului, îl luați pe Acatinca de mâini, că băi, tu ce-ai făcut în Consiliul ăsta? Pa! Să bine votat, că să vă faceți treaba. Pentru că sunteți prezent, dar nu numai dumneavoastră formați Consiliul de Administrație, sunt mai multe persoane. Eu trebuie să... Adică să pună ordine. Pe de altă parte, dacă permiteți, Consiliul Local, prin bună voință, văd că are numai dorința de a fi contra în orice ceea ce faceți, domnul contabil, dar dacă s-a discutat și ați adus la cunoștință să fie o întâlnire, nu este de acord. Deci se vede că era voință. Nu e de acord, dar au zis să fie chemați. Nu așa au zis să ne întâlnim. Invitați! Să ne întâlnim, să discutăm. Omul mai greșește, deci domnul să fie chemați, toți. Deci sunteți de acord cu o propunere de întâlnire. Nu știu dacă l-ați înțeles cum am corectat eu. Deci sunteți de acord. Am greșit, nu? Că eu să fie chemați. Cum să închim? Invitați! Deci se poate stabili. Nu are voie omul să greșească. Vedeți dumneavoastră că domnul viceprimar deja a înțeles pe partea laterală, că nu vrem. Eu am înțeles că... Domnul contabil, stați liniștit că aici se joacă cu cuvintele și trebuie să fiți un jucător. Da, poftiți, domnul Dean. Aici, cu invitația și cu întâlnitul, pot să ridic o problemă. Chiar înainte de a da de domnul șef de ocol demisia, era toată lumea speriat la primărie că uitați că de demisia vine și ce o să facem. Și domnul viceprimar mi-a zis că ar trebui să ne întâlnim și să discutăm mai pe larg, așa, fără ședință, fiecare să zică părerea unde doare și să ajungem la concluzie. Tot am așteptat, numai un pic, domnul viceprimar, termin și nu să faceți replică ce vreți. Dumneavoastră a zis că o să mă sunați și o să sunați pe toți consilierii să ne întâlnim, să vedem care treaba, să ajungem la concluzie și să punem la punct. Eu atunci ce v-am zis, domnul viceprimar? Am spus că suntem la dispoziție. Eu am și venit. Dar n-am primit niciun telefon până acum, domnule. Eu am și venit. Seara, ce am zis, am și venit, dar din păcate nu era nimeni. Deci, seara la 4, deci vreau să vă spun că am zis să facem la amiază, n-ați putut veni și dumneavoastră, ați zis că puteți veni după. Eram la Bacău, domnule. Deci nu s-a putut stabili întâlnire. Eu am avut toată intenția și am și la ora 2 noaptea, dacă mă chemați pentru treaba asta, eu sunt disponibil la orice oră. Am înțeles, acasă. Am înțeles, domnul. Bine, vă mulțumesc dacă nu mai are să trecem la proiectul următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale Ocolul Silvii Gimeș Făget era pe anul 2019, inițiatorul primarul comunei Gimeș Făget. Raportul de specialitate, expunere de motive, avem aici și în temeiul articolului, prevede că articolul 36 alineatul 2, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și al articolului 115 alineatul 1, litera B din legea 2015/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune! Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la regiei publice locale Ocolul Silvii Gimeș Făget era pe anul 2019. Anexe care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii 554/2004. Privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Gimeș Făget, județul Bacău, aduce la îndeplinirea prezente proiect de hotărâri. A devizele, aveți să întâmplăm. Vă rog să le dați. Expunere de motive. Da, asta este adresa. Dar de viză, sunt de aici. Uitați. Nu, de viză, nu sunt la mine. Nu, de asta, de la domnul. Un raport. Comisia ieri s-a întrunit, dar nu mi-a dat niciun aviz. Raport comisie, încă nu s-a dat niciun aviz. Discutăm proiectul sau nu discutăm? Dacă se merge pe... același vot, n-are rost să-l mai strigură, să mai prelătește. Nefiind aviz, nu se suspune dezbaterii Consiliului Local. Da, trebuie să-l menționăm.
stabiliți ca măsură ce să corectez la putere. Deci comisia are poți să întormezi un proces legal. Adică eu, văd aici, eu văd aici că nu e scris nimic. E un raport, dar fără nu e respins. Adică dacă era respins, trebuia să... Am spus că nu există raport. Nu există raport. Nu există raport. Deci, am spus că este aviz favorabil sau nefavorabil. Nu există raport. A fost, s-a discutat, nu s-a dat aviz. Nici. Deci, trecem. Cum? Trecem, nu? Citesc crestul sau? Supunem dezbatere. Supunem dezbatere. S-a discutat a doua oară. Cum? Amânăm. Bine. Asta e devizele dumneavoastră, nu? Bă, da. Nu, le aduc, am făcut un exemplar, când o să mai... Bun. Dacă se mai discută bugetul sau închidem ușile și plecăm. Așa. Am ajuns la o vârstă ca ultimul buget să nu mi-l aprobați. După 14 ani, e ceva în activitatea. Bine. Neplăcută. Ca persoană, nu ca om, ca ce vreți să mă luați. Și la ședința următoare vă aduc toată specialitatea mea să vedeți cum ați avut grijă de acest contract de 14 ani și regret din pot să audă unde se vrea, regret că am făcut acest pas spre Ghimeș, în loc să stau în banca mea la stat, am lucrat 27 de ani la Ocolu, Agăș și n-am avut probleme, vin la Ghimeș după 14 ani să nu mi se aprobe bugetul. Este o rușine, în primul rând, pentru mine, ca să știți. Nu acuz pe nimeni. E rușine pentru mine că dați dovadă că eu nu știu să întocmesc un buget conform legii, nu știu să centralizez devize, nu știu să fac raportări, nu știu să închei un bilanț, nu știu să raportez o situație. Bine, și atât. Mai aveți un contabil. Atât. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind reprezentarea raportului de activitate a regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș Făget, era pe semestrul 2 anului 2018 și pe întreg anul 2018. Avem aici raportul, hotărârea proiectul, să citesc raportul. Unde e raportul? Nu are aviz. Aviz nu are. Totuși, raportul ar fi bine să vă citesc. Nu au sunt copie? Două? Dacă nu are, trebuie mâna. Ședința viitoare. Bine, am mâna. Proiectul numărul... Un singur consilier. 5. Care e 5? Unde am văzut? Aici. Am desfăcut. Scuzați-mă. Adică 5 îl căut aici. Dar nu zic eu, mă. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea HCL-ului numărul 25/2018, inițiator consilier Anton Daniela. Proiect de hotărâre. Consiliul local al Comunei Ghimeș Făget, județul Bacău. Având în vedere expunerea de motive numărul 2640 din 05-04-2009, reprezentată de către doamna Ontor Daniela, consilier local, în care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri referitoare la abrogarea hotărârii Consiliul local Ghimeș Făget numărul 25 din 27-04-2018 privind aprobarea schimbării tarifului de prestații și evaluarea masei lemnoase pentru persoane fizice din raza Comunei Ghimeș Făget în perioada 2018-2020. Raportul de specialitate numărul 2641 din 05-04-2009, întocmit de către secretarul Comunei Ghimeș Făget. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completările ulterioare. Legea numărul 15/1900 privind reorganizarea unităților economice de stat către regii autonome și societăți comerciale cu modificări și completările ulterioare. Actul constituia statutul regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș
Făget era legea numărul 52/2003 privind transparența decizională administrativă publică cu modificări și completările ulterioare. Articolul 36 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36, alineatul 1, alineatul 2, articolul 45, alineatul 1, articolul 48, alineatul 2 și ale articolul 115, alineatul 1, litera B din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificări și completări ulterioare. Hotărăște. Se aprobă revocarea HCL-ului Ghimeș-Făget numărul 25/2704/2018 privind aprobarea schimbării tarifului de prestații și evaluarea masei lemnoase pentru persoane fizice din raza Comunei Ghimeș-Făget în perioada 2018-2020. Articolul 2. Cu ducere la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre se împuternicește primarul Comunei Ghimeș-Făget. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi contestat la instanța de contencios administrativ în termenul prevăzut de lege numărul 554/2004 cu modificări și completări ulterioare. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică instituția prefectului județul Bacău, primarul Comunei Ghimeș-Făget, regiei publice locale Ocolul Sivului Ghimeș-Făget era și se aduce la cunoștința cetățenilor prin afișare. Expunere de motive. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 27.04.2018 au fost aprobate schimbările tarifului de prestații și evaluarea masei lemnase pentru persoane fizice din raza Comunei Ghimeș-Făget în perioada 2018-2020. Pe baza adoptării acestui hotărâri au stat expunere de motive numărul 2472 din 23.04.2018 a domnului Ion Tălotin la Consiliul Local, precum și raportul de specialitate 2473 din 23.04.2018 a secretarului Comunei Ghimeș-Făget. Având în vedere actul constituit al statutului regiei publice locale Ocolul Sivului Ghimeș-Făget era, în care sunt enumerate atribuțiile regiei, precum și atribuțiile Consiliului de Administrare, rezultă faptul că tarifele pentru prestarea serviciilor către persoane fizice sunt adoptate de către Consiliul de Administrație a regiei publice locale Ocolul Sivului Ghimeș era. Proiectul de hotărâre are la bază următoarea prevedere legală. HCL Ghimeș-Făget numărul 25 din 27.04.2018, privind aprobarea schimbării tarifului de prestație și evaluarea masei lemnase pentru persoane fizice din raza Comunei Ghimeș-Făget în perioada 2018-2020. Ordonanță de urgență numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 15 din 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare. Actul constitutiv a statutului regiei publice locale Ocolul Sivului Ghimeș era. Pentru toate aceste considerente, propun Consiliul Local să dezbată și să adopte prezente proiect de hotărâre inițial în acest sens. Avem și raport de avizare. Avem și raport de specialitate. Avem toate documentația, nu? Propun spre aprobare. Cine e pentru? Șase. Cine e pentru? Încă o dată, vă rog. 7. Cine e împotrivă? Cine se abține? Domnul viceprimar și domnul sindic. Proiectul a trecut. În proiectul numărul 6. Și vă rugăm pe doamna secretară să transmită tribunalului Bacău. Știu ce am ce-a făcut. Bine. 6, când eu găsesc că e așa, unde v-a scos. 6? Da. Dacă tot se abrogă, deci l-ați luat-o prima la ordinea de zi această hotărâre, ca să nu influențăm aprobarea situației la Ocol. Asta eu, domnule consilier, susțin că din cauza asta nu votați pentru, nu? Trebuia primul, pe ordinea de zi. Vedeți, noi am luat primii
doamna contabilă care treabă și am luat-o acolo, zic să nu vă reținem, dar puteam să facem și de înapoi, cum doreați. Nu, vreau să zic, trebuia ordinea schimbată, dacă nu... Domnul președinte, mă scuzați, pentru acolo mai este vreun proiect? Spre dezbatere? Nu mai este. Să nu reținem pe domnul contabil. Da, prima încă mai avem, încă mai avem. Nu, atunci ia să luăm. Domnul consilier, vă deranjează prezența domnului contabil? Nu, dar începe să dea soluții domnului președinte și invitații. Domnule, soluțiile sunt bune totdeauna. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 10/2017, deoarece nu a fost întocmită conform noului model și pentru aprobarea listelor de inventar și a execuției bugetare de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era. Zice că având în vedere raportul de specialitate numărul 886/2019, întocmit de către compartimentul de specialitate RPL Ocolul Silvii Ghimeș-Făget, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, raportul de specialitate numărul 887/2019, întocmit de către compartimentul de specialitate RPL Ocolul Silvii Ghimeș-Făget, privind aprobarea execuției bugetare de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Expunere de motive numărul 2551/16/04/2019 a primarului Comunei Ghimeș-Făget, privind aprobarea bugetului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli a Regiei Publice Locale Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era pe anul 2017. Dispoziția obligatorie numărul 420/06/02/2018, în măsura 6 și 17 rezultate în urma inspecției economico-financiară a RPL Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era. Potrivit prevederilor, legea numărul 46/2018 privind codul silvic cu modificările și completările ulterioare, legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome, societăți comerciale cu modificări și completări ulterioare. HG 715/2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificări și completările ulterioare. Legea contabilității numărul 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36 alineatul 2, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și al articolul 115 alineatul 1, litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se modifică anexa la HCL numărul 10/2017 privind proiectul bugetului de venituri cheltuiel al RPL Ocolul Silvii Ghimeș-Făget R.A. pe motiv că nu a fost întocmit conform Ordinului Ministerial numărul 3145/2017. Articolul 2. Se aprobă listele de inventar aferente exercițiul financiar 2017 pentru patrimoniul public fond forestier AOAT Ghimeș-Făget Ghimeș-Ghimeș, în care se află în administrația RPL Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era conform anexelor care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Se aprobă executarea bugetară venitului cheltuielilor aferente exercițiul financiar 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era conform anexe care face parte integrată a prezentului proiect de hotărâre. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii numărul 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare respectându-se procedura prealabilă. Articolul 5. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, Regia Publică Locală Ocolul Silvii Ghimeș-Făget aduce de îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Aici mai avem expunerea de motive, tot aceeași discutat, mai avem raportul. Și aici, dacă domnul contabil vrea să explice despre ce e vorba, adică conform ordinului 3145... Conform ordinul a apărut 3145 în 5 decembrie 2017. Noi am aprobat, dumneavoastră ați aprobat execuția pe 2017 în ședința de Consiliul Local. În martie 2017. Așa.
dar în urma controlului de la finanțele Bacău regional a Iași, ni s-a dat ca dispoziție să construim execuția pe modelul Ordinului 3945, care s-a apărut ca model, ca structura bugetului pentru anul 2018, nici de cum pentru 2017. Și asta este... Deci, aici am o întrebare, sumele ați modificat? N-am modificat nimic, nu m-am modificat structura. Numai structura pe tabelele astea. No, normal, normal, părerea mea nici nu trebuia să ceară, că noi în martie 2017 am aprobat, am aprobat și ordinul, ordinul care zice să se modifică cadrul, a apărut în decembrie. Adică treaba asta nu se poate, adică o lege apare... După desvalut și te pune înapoi să faci din nou. Da, dar a lăsat măsură. M-a lăsat măsură, domnul contabil are făcut, are făcut, a fost harnic, eu supun la vot cine e pentru, cine e... 1, 2, 3, 4, 5. Adică eu nu pot să aprob așa ceva care o lege vine după, nu mai are efect în cazul în care noi am aprobat în martie, legea apare în decembrie și nu poate să aibă efect înapoi. Domnul președinte, ideea e că i s-a lăsat ca și măsură. S-a lăsat domnul contabil. Eu mi-am făcut datoria, să ținem cont că am respectat dispoziția lor, dar... 5 abțineri nu-i bine. Așa e. E bine. Nu-i bine. Că suntem 10. Dar chiar jumate-jumate, la colega, dar nu e problemă. Dacă... 11. Urmează 6, nu? Putem trece. Domnul contabil, vă... Dacă... Decăjește cu ceva dacă nu a trecut. Că dumneavoastră s-a arginat, nu? Nu, pe dumneavoastră... Eu mi-am făcut datoria și... Ca... Așa zic. Și... obligații de serviciu, care și a postului și tot ce reprezintă. Trasate dumneavoastră, dumneavoastră ați făcut. Eu am mers mai departe, am înaintat. Foarte corect. Asta nu e nicio problemă, că, adică se vede cu ordinul exact. Ținele anului să faci execuția de la începutul anului din model. Avem 6, nu? Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din HCL numărul 31/29/2007 privind aprobarea concesionării directe a unui teren de suprafață de 45,63 aflat în intravilanul comunei Gimeș-Făget, județul Bacău. Doamna secretară, cred că această proiect se poate lua pe amândouă, că tot aceeași vorbă. E vorba și de 1000 care are 1000. Nu. Nu? E separat. E de amândouare și o noi. E... Asta se modifică, se modifică și celălalt la suprafața mai mare și se reia procedura concesionării. Dar se abrogă articolul 1. Numai articolul 1, adică deci nu toată procedura. Bine. Privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 45,63 metri pătrați, aflat în intravilanul comunei Gimeș-Făget, județul Bacău, parte din domeniul privat al comunei. Având în vedere raportul de specialitate numărul 2553/16/04/2019 întocmit de către compartimentul tehnic urbanist din cadrul aparatului de specialitate a privatului privind modificarea articolului 1 din HCL 31/29/09/2017 privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 45,63 metri pătrați aflat în intravilanul comunei Gimeș-Făget, județul Bacău, parte domeniul privat al comunei pe motiv că terenul se află în domeniul public. Expunere de motive. 2554 din 604/2019. Potrivit prevederilor articolului 36 aliniat 1 din legea 2015/2001 privind administrația publică locală, poziția numărul 123 din anexă la hotărârea Guvernului numărul 1402/2001 privind modificarea anexei numărul 360
36 la hotărârea Guvernului 1347 din 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău. Legea numărul 213 pe 1998 privind bunurile proprietate publică cu modificări și completări ulterioare. Articolul 45 aliniatul 3 și articolul 123 din legea numărul 215 pe 2001 propune se modifică articolul 1 din HCL numărul 31 per 2109-2007 și se avea următoarea cuprins. Se aprobă concesionarea directă a unui teren în suprafață de 45,63 m² aflată între Leonul Comunei Chimeș-Făgeș, județul Bacău, parte din domeniul public al comunei, identificată prin plan de situație a domnului Rusu Ciobă Andrei. Celelalte prevedere privind taxa de concesionare, destinația terenului, durata concesionării rămân neschimbate conform hotărârii Consiliului Local numărul 31 pe 2017. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția civilă și contencios administrativ și fiscal. Articolul 3. Primarul Comunei Chimeș-Făgeș, județul Bacău, va aduce la întreprindere prezentul proiect de hotărâre. Avem lângă proiect de hotărâre, avem expunerea de motive, avem anexa, putem să dezbatem proiectul. Vă fiți, domnule consilier, dacă aveți ceva de dezbătut, întrebări. Avem aviz și de la Comisia de Specialitate. Avem și aviz de la Comisia. Doamna secretară, vă rog să în mare să ziceți despre ce e vorba, să înțeleagă domnule consilier. Inițial, acel teren a fost concesionat în anul 1999, pe o perioadă de 49 de ani. În 2010, când s-a făcut actualizarea domeniului public al UAT-ului, a fost trecut din domeniul privat în domeniul public prin HG1402. În 2017 a fost reziliat contractul și scos la concesionare. Dar a fost greșită hotărârea de Consiliu numărul 31, fiind mențiunea tot domeniul privat. Și s-a observat ce trebuie. Domeniul public. Aceeași. Fie domeniul public. Da. Cine e pentru? Vă rog, domnilor consilier. Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a votat. Proiectul post. Nu, 7. 7. 7, da. Deci, proiectul numărul 6 s-a referit la terenul 45,63 care are construcții, iar proiectul numărul 7 are 1454 diferența. Știți despre ce teren e vorba, nu? De la Ghiveș. De la Lapăcu, da. Tot aceeași proiect, adică nu aceeași proiect, un alt proiect pentru abrogarea articolului. Aici din proiect se abrogă numai un articol. Și celelalte se modifică. Privind abrogarea articolului 1 din HCL numărul 32 pe 2909-2007, privind aprobarea studiului de oportunitate a documentației prin licitația publică deschise cu oferte în plic sigilat, a terenului cu o suprafață de 1454,37 m² aflat în intravilanul Comunei Chimeș-Făget, județul Bacău, parte din domeniul privat al Comunei Chimeș-Făget. Avem raportul de specialitate, avem expunere de motive și se propune în temeiul prevederilor articolul 36 aliniatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 1, litera B din legea 215 pe 2001 privind administrarea publică locală republicată și cu modificările și completările ulterioare propune. Se abrogă articolul 1 din HCL 32 pe 2909-2017 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației prin licitație publică deschisă cu oferte în plic sigilat a terenului cu o suprafață de 1454,37 m² aflată din intravilanul Comunei Chimeș-Făget, județul Bacău, parte din domeniul privat al Comunei, pe motiv că terenul se află în domeniul public al UAT-ului. Articolul 2. Procedura concesionării terenului din domeniul public va fi reluată conform prevederilor legate privind concesionarea din domeniul public al UAT-ului, după cum este prevăzută și în articolul 3, 4, 5, 6, 7 în prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3.
se abrogă concesionarea prin licitația publică a unui teren aflat în domeniul public al Comunei Timișfăget, că suprafața de 1454.037 m² teren, având datele de identificată conform planului topografic, parte integrată a prezentă hotărâre. Articolul 4. Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului menționat la articolul 2 conform anexei 1, care face parte integrată prin prezența hotărâre. Scuzați. Articolul 5. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a terenului conform anexei 3, numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică conform anexei numărul 3, care face parte integrală a prezentei hotărâre. Se aprobă modelul de contract de concesiune, formularele și anunțul de participare concesionare prin licitație publică a terenului conform anexei numărul 4, care face parte integrată din prezența hotărâre. Articolul prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la tribunalul Bacău, secția 2 civilă, contencios administrativ. Articolul 9. Primarul Comunei Timișfăget, Bacău, va aduce la îndeplinirea prezentului hotărâre. Avem expunere de motive, semnată, avem studiu de oportunitate, nesemnată, documente de atribuție și cam asta. Cine e pentru, domnilor consilieri? Toată lumea este pentru. Eu mă abțin. Eu aș fi vreau să vă abțineți, domnul consilieri. Mai avem? Da, da. Nu mai avem. Proiectul de hotărâre privind transformarea. Noi avem nevoie de cu titlu gratuit. Da. 9 ani. Da. 8. 8. Proiectul de hotărâre pentru acordarea de ajutor material familiei doamna Suciu Ileana, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu. Avem raportul de specialitate, avem expunere de motive, avem cererea numărul 2423/2000, doamnei Suciu. Cererea numărul 2423/2019 a doamnei Suciu Elena, domiciliată în sat Bolonici, comuna Timișfăget. Da, Ileana. Suciu Ileana, nu? Ileana, Sultan Iacobea. Procesul verbal de procesul verbal de intervenție numărul 47/0704/2000 tocmit de către ISU Bacău privind constatarea incendiului pe raza comunei Timișfăget la locuința doamnei Suciu Ileana. Ileana. Să zic corect. În temeiul prevederilor articolul 36, aliniatul 1, articolul 45, aliniatul 1, articolul 48, aliniatul 2 și articolul 115, aliniatul 1, litera B din legea 215/2001. Propune. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență doamnei Suciu Ileana cu domiciliul în sat Bolonici, comuna Timișfăget, în vederea refacerii locuinței distruse în urma incendiului, constatând în material lemnos cu titlu gratuit o cantitate, în cantitate de 20 de metri cub de lemn de lucru rășinoase. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil și de contencios. Articolul 3. Primarul Comunei Timișfăget, județul Bacău, aduce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Avem cererea aici înregistrată, semnată. Avem procesul verbal al ISU. Avem expunere de motive, avem raport, semnate toate. Asta e raport de comisie. Da, da. Dar avem totul. Cine are ceva de adăugat? Nimeni. Propun pentru dacă poftiți, poftiți de drept. Domnul Hotar, vreau să vă pun o întrebare. Dacă nu aveți buget, puteți să vedeți la îndeplinire problema asta? Să poate duci acolo, poate să duci. Pentru că avem partidă, mi se pare, domnul inginer, Cosma, avem 600 de metri cubi, a zis la avem licitație pe data de 6.
Da, dar se poate duce la îndeplinire nici ce. Da, am înțeles că aveți pentru populație da, 600 da, de metri cub separat, și da. Cred că 20 de metri cub de 600 se poate cumva. Nevoi proprii, da, de acolo. Da, da, deci vedeți de unde doriți dumneavoastră. Supun la vot, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Trecut. Mi se pare. Proiect de hotărâre privind încetare de drept a mandatului de mandat a mandatului de consilier local a domnului Florea Ioan. Având în vedere demisia înregistrată sub numărul 2423 din 12.04.2019, prin care domnul consilier Florea Ioan ne informează cu privire la demisie din această calitate din motive personale. Expunere de motive numărul 2496 din 15.04.2019, și referatul constatator numărul 2546/04/2019, semnat de primarul și secretarul comunei Ghimeș-Făget, întocmit ca urmare a demisiei suspensionate. Potrivit prevederilor articolul 44 și articolul 45, respectiv articolul 39, articolul 43 din legea 2015/2000 privind administrația publică locală republicată cu modificări și corectări ulterioare. Articolul 9, aliniatul 2, litera A, articolul 10 și articolul 12 din legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali. Articolul 36, aliniatul 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală. În temeiul prevederilor articolul 36, aliniatul 2, articolul 45, aliniatul 1, articolul 48, aliniatul 2 și al articolului 115, aliniatul 1, litera B, din legea numărul 215/2001. Propune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Ioan, ales prin listele Partidului Național Liberal la alegerile locale organizate în anul 2016, ca urmare a demisiei acestuia din funcția deținută în cadrul Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget. Articolul 2. Se declară vacant un loc de consilier local în Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget pe lista Partidului Național Liberal. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil și de contencios. Articolul 4. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Avem pe lângă expunere de motive semnată, avem referat constatator semnată, înregistrată, referat, iar un referat. Avem cerere a domnului Florea Ioan și cam atât. Vă supun la vot dacă sunteți de acord. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Da, mai avem două, mi se pare, două proiecte care... Proiect de hotărâre privind transformarea două funcții contractuale în funcții publice din statutul de funcție aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghimeș-Făget. Adresa instituției Prefectura Județului Bacău, numărul 11.125 din 30.05.2018, prin care stabilește numărul maxim de personal pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Ghimeș-Făget. Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, raportul de specialitate numărul 2548 din 16.04.2019, expunerea de motive numărul 2549 din 16.04.2019 a primarului Comunei Ghimeș-Făget. Potrivit prevederilor articolul 2 aliniatul 3 și articolul 111 aliniatul 3
a legii numărul 188/1998 privind statutul funcționarilor publici, republicate, cu modificări și completări ulterioare, legea 53/2003 codul muncii republicată, legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36 aliniatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și al articolul 115 aliniatul 1, litera P din legea numărul 215/2001. Privind administrația publică locală. Propune. Articolul 1. Funcțiile prevăzute la poziția numărul 7 în cadrul compartimentului impozite și taxe și numărul 11 în cadrul compartimentului stare civilă și registrul agricol în statutul de funcție aprobat prin HCL numărul 10/2019 se stabilesc ca funcțiile publice de execuție de consilier clasa 1, gradul profesional al asistent fiind transformate în funcții contractuale pe motiv că presupune exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 2 aliniatul 3 din legea numărul 188/1999 și anume colectarea creanțelor, bugetarea, gestionarea resurselor financiare, elaborarea studiilor, analizelor și a statisticilor necesare implementării politicilor publice și a documentației necesare executării legilor. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezenței hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contractuale. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre poate fi aprobat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ. Articolul 5. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, aduce la îndeplinirea prezentei proiect de hotărâre. Avem raport de specialitate semnată. Avem expunere de motive semnată. Avem raport aviz a comisiei semnată. Așa că, dacă dumneavoastră aveți ceva de dezbătut, domnul consilier, aveți ceva de dezbătut la proiectul ăsta? Supun la vot. Supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotriva? Împotriva? Cine se abține? Înseamnă că mers ca studiu. Eu nu mai văd bine așa de studiu. Dar asta, nu știu, o mai supunem dezbatere dacă nu avem buget? Eu zic să supunem. Da. Apoi să văd ce zic domnul consilier. Noi supunem dezbatere că noi o să avem și buget. Și dacă e aprobată, nu mai. Dar cum doriți dumneavoastră, doamna secretară. Da, nu citim. Să, da, numai să citim sau să pun și de la dezbatere. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziției unui autoturism pentru deservirea primăriei Ghimeș-Făget, județul Bacău. Având în vedere raportul de specialitate pentru 2550-604-2019, întocmite către compartimentul tehnic urbanist în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghimeș-Făget, privind aprobarea achiziției unui autoturism nou. Expunere de motive numărul 2551-1604-2019, a primarul Comunei Ghimeș-Făget. Potrivit prevederilor articolului 36 aliniatul 2, legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală publicată și modificări și completări ulterioare. Legea numărul 273/2006 privind finanțele publice cu modificări și completări ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și al articolului 115 aliniatul 1 litera B din legea numărul 215/2001. Propune. Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou marca Dacia Duster cu capacitate cilindrică până la 1500 de metri cub, centimetri cub și cu o valoare ce nu poate depăși suma de 18.000 de euro, inclusiv TVA, pentru deservirea primăriei Ghimeș-Făget. Valoarea achiziției de autoturism se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat de la Tribunalul Bacău, secția 2, civilă și de contencios. Articolul 4. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Semnat de primar, semnat de doamna secretară, expunere de motive semnat de domnul primar. Și aici avem... Aici ce mai avem? Cartea mașinii care este a Volkswagen, nu? Cartea mașinii. Avem un Volkswagen din anul fabricației. Este 2002. Deja e în vârstă.
E vârsta, 2002, cred că, nu știu câți kilometri are la bord, dar cred că... 2 milioane. 2 milioane. Nu înseamnă că au făcut. Dacă îți reau. Datorie, domnul dumneavoastră a fost viceprimar, mi se pare atunci... Eu am avut de la Miercuri Asuc și am avut și un dosar după aia. Ați avut dosar? Înseamnă că le știți, da, le știți datele autoturismului, n-are rost să mai spun eu. Eventual, cine vrea alte detalii... Eventual, nu știu cum există legea aceea, ca să nu depășim o mică sumă. Avem și poza aici autoturismului, dacă vreți să vedeți. Da. Asta este o ofertă, am cerut o ofertă de la Dacia. Da. Aine, vă rog, domnule. Aici aș avea niște întrebări puse. Tot ne chinuim de 2 ani de zile pentru electrician să luăm mașină. Ce s-a întâmplat cu mașina cumpărată pentru electrician? Sau ăsta vreți să cumpărați pentru electrician? Am avut o discuție în comisie. Momentan, deci... care ar fi problema cu mașina actuală? Deci, din punct de vedere tehnic, nu mai corespunde și deja e un pericol atunci. Deci, e un pericol la circulație cu ea. Și avem, de exemplu, asistența socială care se cere cât mai multe anchete la persoane fizice, la probleme, cu toți sunt. Avem toate deplasările care se fac săptămânal la Finanță, la Moinești, avem Bacău. Nu mai predic, deci nici șoferul nu poate să găsim o soluție, că și dânsul are deja rugină evidentă, din punct de vedere tehnic, v-am spus în foarte nu corespunde, și am zis asta, să o lăsăm până la sfârșitul, finele anului, să încercăm să o lăsăm pe plan local pentru electrician. Deci mai având inspecția tehnică făcută pe un an de zile. Da, dar eu am înțeles la electricianul, așa am înțeles când era trecut și o hârtie și o cerere, că ar trebui ceva 4x4 pentru el, ca să ajungă și la Rachitiș și la Bolonici peste tot. Dar în privința aia ce am făcut, că fiți atenți aici, din partea putem să cumpărăm și 10 mașini. Dacă rezistă bugetul, putem să cumpărăm și 10. Dar să luăm partea cealaltă. Ce o să zică oamenii, domnilor? Deci, eu dumneavoastră v-am spus. Înțelegeți? Personalul primăriei care trebuie să-și facă serviciu, deci noi ne deplasăm acum, momentan, cu mașinile personale. Asistență, pentru dumneavoastră nu știu dacă sunteți de acord ca să te plătiți sau să se deconteze la persoane, nu știu, uzură, cauciucuri și tot ce. Să duc cu bani, deci cu din ăsta lor. Dacă umbli pe cealaltă parte, să știi că costurile sunt mari. Și problema e că, deci, fiecare trebuie să avem. Deci noi încă funcționăm cu mașina asta. Asta nu se întâmplă mâine. E o ofertă. Încă n-am avut bugetul până acum ca să putem să ne gândim. Eu am înțeles și vă dau pe efectă mare dreptate și asta e cel mai tot bun, e cea mai bună mașină pentru drumurile noastre și mai ales dacă e 4x4. De asta am, nota 10, am ales și o mașină autohtonă. Deci ce vreți să cumpărați este o mașină care merită banii aia, părerea mea personală. Mai ales că toată lumea o să umblă cu el. E o mașină rezistentă. Înțelegeți? Aici nu e o problemă de mașină sau de sumă. Am înțeles. Eu pun întrebarea ce facem, de exemplu, cu oamenii de pe Algămaș. Luăm banii de la el pentru salubritate, pe de o parte nu-l ajutăm, nu merge mașina sus și luăm mașină de 20.000 de euro. Cum explicăm la oameni? Ce facem? Atunci să luăm o hotărâre. Bine, luăm mașină, dar de pe Budacă nu luăm banii, de pe Aldămaș nu luăm banii și unde nu intră mașina, nu luăm banii de la oameni. Dar nu-i așa. Înțelegeți? Unele și nu cred că dumneavoastră ați venit cu ideea și cu legile și de la Bacău, de exemplu, de la Consiliul de Concurență, că aveți nu știu ce hârtii, că putem achita din sumele proprii, subvenție, în formă de subvenție, că n-am văzut hârtiile. Oamenii vin, ce o să zicem la oameni? Așa, părere, așa, nu. Deci dacă îmi permite, nu știu, deci de la mașină mi-ați trecut pe cealaltă parte, n-am înțeles prea bine ce am vrut să spun. Ba da, eu vă explic încă o dată. Pentru mașină putem să dăm 90.000 sau 1 miliard, înțelegeți? Dar pentru 10 sau 20 de familii nu putem să scutim de salubritate. Ăsta am zis ca să înțeleagă toată lumea. Deci, nu se prestează niciun serviciu. Noi momentan avem o problemă, v-am spus. Primăria și acum plătește mai mult gunoi decât încasări. Deci aici este o problemă, domnul Olteanu. Deci și momentan suntem la cantitate mai mult
plătim mai mult deocamdată decât încasări. Și știți foarte bine că nu m-aș lupta, nu-i banul care stă la noi, deci nu rămâne niciun leu în bugetul primăriei. Domnul vice, aveți dumneavoastră dreptate, dar trebuie să înțelegem că și ăla e drept. Că omul care stă la Budaca, dar unde stă și nu ia gunoiul. Corect, nu-i să... Nu să ia, adică trebuie făcut o analiză, mică analiză, mai ales unde se știe că nu se duce, sunt 50, 60, 70 familii, trebuie făcut un proiect de hotărâre, acești persoane trebuie scos să nu plătească. Ăsta e ultimul care se poate face. Un proiect de hotărâre, Consiliul Local aprobă și se scoate domnul respectiv cetățenii. Să avem un proiect de hotărâre prin care să avem după aia... Că normal... Să trebuiască să-l abrogăm. Nu, normal, totul trebuie plătit, ce trebuie plătit, ăla trebuie plătit. Deci vreți să fac un proiect de hotărâre pe care pe urmă să trebuiască să-l abrogăm. Deci momentan nu ni s-a dat acceptul ca să putem noi lua decizii referitor la... Să anulăm taxa pe salubritate. Nu m-ați înțeles. Nu m-ați înțeles. Nu m-ați... Nu vrem, nu vrem să anulăm. Dacă e taxa pe o lună, două... Deci nu ni s-a dat acceptul. Da, taxa ce plătește comuna pentru salubritate, de exemplu, să zicem, 2000 de lei pe lună. Haideți să punem pe persoană. Adică pe comună mă refer, pe comună, nu pe persoană. Păi, dar deocamdată noi suntem... Cât plătește primăria pentru salubritate pe lună? Pe aici e problema, că s-a depășit cantitatea. Nu vorbesc de cantitate, vorbesc de preț. Cât plătim pe lună? Păi, o să o chem pe doamna contabilă. Dar nu trebuie să chemați, dar ăla trebuie plătit și luna asta, și luna viitoare, și peste 5 luni. Eu din cantitate, tot o să plătim, dar din bugetul Consiliului Local, dar ăia 60 sau 50 sau 40 de familii le scoatem. Și tot aceeași preț le plătim. Dar nu este legea, domnul. Dar până adică acum a permis. Legea... Dar cum adică, așa a zis că Consiliul de Concurență, dar era acum cu două ședințe înainte. Știu. Consiliul de Concurență a dat niște rapoarte că putem să subvenționăm. Da. Unde sunt banii aia? Și tot ne-am certat ca nebunii pe tema asta și acum se vede că tot eu am avut dreptate, nu? Doamne, dacă dumneavoastră vă considerați că ați avut de toate, eu nu zic că nu. Nu, asta e adevărat. Și acum, cum a zis domnul Antolotilor, nu putem să, de exemplu, nu putem să luăm o hotărâre pentru scutirea de pe Baldămaș și de pe Buda. Nu. Dar cum adică, domnule, de ce? Spuneți-mi legea care nu permite. Doamna, spune, o să vă doamna secretară, pentru că noi deocamdată aparținem de ADIS, prin care ei, de-aia sunt ei. Nu e adevărat. Interesul ADIS-ului este să-și încaseze toată suma. Toată suma. Nu interesează de la cine încasează banii. Noi suntem reprezentați prin ADIS. Odată ce prestația aceea nu se face, n-ai cum, este imposibil, așa ceva nu există. În momentul când o să putem face treaba asta, credeți-mă. Dar alte OAT-uri cum au luat o hotărâre de subvenționare? Păi nu v-am spus, la noi deocamdată, momentan, pe Ghimeș a trecut, a depășit cantitatea de gunoi în ultimele două luni de zile. Deci cantitatea de gunoi pe Ghimeș e mare. Și da, se poate vedea și... Dacă o săptămână nu... Uite, a fost acum, când a fost Hramul, Bâlciu. Deci s-a mărit cantitatea de gunoi. Numai puțin și după aceea discuția reluăm. Supun aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unei autoturism. Cine e pentru? Trebuie mașină, domnule. Foarte bine. Mulțumesc. Toată lumea. Sau cine? Domnul Băsandu, ați abținut? Nu, toată lumea e de acord. Trecem la diverse. Domnul consilier. Dar ce referitor la autoturism? Mai am o problemă. Da, vă rog. Și eu am fost salariat la acestei primării. Da? 4 ani de zile am circulat cu mașina mea proprietate personală. Foarte în acea perioadă era cumpărat și autoturismul. Dar circula o singură persoană. Acum, fiind faptul că autoturismul e în starea în care este, normal s-a angajat șofer. Doamna Stanceanu a fost.
Ne-am evoluat, ne-am dezvoltat, doamnă. Trebuie să ținem trebuie, dar și cine va conduce acel autoturism? Bănuiesc că șoferul, care este angajat. Să nu devină proprietate personală. Asta am vrut să menționez. Proprietate personală șoferului? A conducătorului. A conducătorului. Vă mulțumesc, domnul consilier, să luăm la diverse. Regulament de funcționare autoturismului. Da. Da, domnul consilier, vă rog, la diverse verse, la diverse... Curtea școlii de la Rechitiș nu are daft. Ce se întâmplă? A venit primăvara? Atunci nu e curte. Nu știu, curtea a fost până anul trecut. Trebuie să votăm. Da. Ar trebui... Bine, domnul consilier, altceva. Nu e îngrădit. Păi, da, dar nu are gard, efectiv, nu are nimic. Domnul mai are primar. Știți despre ce. Este strâns, trebuie să ne-am... Deci este strâns, este nu, efectiv. Domnul viceprimar știe, se apucă și facă. Am înțeles, nu mai am nimic. Domnul consilier Olteanu, vă rog. Da, aici aș avea nevoie de niște răspunsuri, dacă poate să-mi zică cineva, dacă a făcut primăria demersuri, am discutat acum o ședință sau două, în ceea ce privește încetinirea vitezei în față la școli. S-a dat demersuri, ați făcut înștiințări la DN12, dacă ați primit răspuns când o să facă, ce o să facă, că sunt probleme mari, sunt foarte mulți copii, drumul să dea Dumnezeu să rămână așa bun cum este acum, dar ar trebui să facem niște chestiuni în fața școlii. Și aici, în Făget, că sunt probleme pline de copii. Domnul consilier, am eu părere. Ar trebui să discutăm și cu șeful de post. Să intervine, că și pentru ei e un caz dacă e un accident. Corect, nu? Dar nu știu cum se e procedura, nu știu, dar eu ridic problema că ar trebui... Primăria ar trebui, eu așa știu, că primăria ar trebui să facă înștiințare către drumurile naționale Iași și ei să vină să pună, să monteze, să facă fața școlii. Nu ar trebui în multe locuri, aici am Făget și în Ghimeș, măcar în două locuri în comună. Sau în trei. Înțelegeți? Unde sunt școlile mai mari, că părerea mea este că să încetinească la 30-40, încetinește, nu se mai duc nici camioanele cu 90 la oră cum se duc acum. Da, e ceva mai bun. Ține și asfaltul mai mult. Deci a fost da, că nu se duc așa, are foarte multe beneficii și ar trebui să facem ceva în privința asta. S-a făcut adresa. Nu bine? Acum dacă 30 de zile n-a dat răspuns, trebuie să a fost aici puterea. A zis că demersul mai... Ei fiind drum național, aparțin, deci pur, nu trebuie să facă o ședință. Bun, ideea în felul următor. A zis că a fost discuție și cu linia continuă. Pormăni s-a adus la cunoștință, la fel, ca toate ieșirile de la ulițe și toate satele, ulițele care le avem, să fie semnalizate cu indicatoarele stop. Cedează sau cedează? Stop. Stop. Stop sau cedează? Da. Nu cedează. Deci nu cedează, așa, stop. Deci e un drum național și toate... Stop. Așa. Lucrăm la nomenclatorul stradal acum și avem prinse la unaș indicatoarele astea. Să se dea și denumirile la... Să scrie. Adică o dat ceva răspuns că până la data se va face sau... O dată nu. Au zis că vor să revină ca să vadă că în ce formă pot să modifice. În timp de 30 de zile trebuie să dea răspuns conform legii 544, da, sau trebuie revenit cu adresa și să dea un răspuns ca să știm. Mulțumesc și aș continua cu problemele. Domnul vecin Așpereș a venit la mine. Opa! Nu, ăsta... Al doilea, știți? Înseamnă că Simon Peter. Și a ridicat o problemă jos acolo la cetate cu o firmă care are o terasă foarte mare pus în fața căsuțelor care sunt închiriate jos acolo la cetate Racoții. E pusă? Acum nu este pusă, dar a fost anul trecut și dacă este se poate... Pusă. Este pus este deja. Este pusă, ieri eu am trecut. Dacă se poate... Portul e pus jos la cetate? Știm al cui e, nu e o problemă. Stai așa un pic, da, ceva nu înțeleg.
Deci mai ce-i vorba? Despre cortul montat în fața... Deci vi s-a spus anul ăsta clar. Fiți atent aici, eu am ridicat problema ce mi-a zis vecinul. Adică să nu creadă cineva că sunt... Și de, părerea mea personală este că dacă face cineva un cort acolo, atunci să nu pune în mijloc cu drumului, să pune undeva mai la dos, mai la dreapta. Înțelegeți? Unde e locul? Al treilea lucru pe care vreau să ridic, cu gunoiul chiar probleme jos acolo, s-a aruncat lângă totuși o grămadă, dar am văzut că ați făcut demersul și ați început să strângeți parcă, jos acolo, mai jos de gaterul lui Ișoan. Am văzut că se strânge gunoiul. Foarte bine, dar ar trebui să faceți demersul și am ridicat de anul trecut tot problema pentru decumatare. Am înțeles că nu se poate face digul ăla, că așa este, dar măcar să luați în chirie un buldozer mare și să decumatați totrușul, că e mai sus cu jumătate de metru decât drumurile alăturate, adică totrușul curge mai sus cu jumătate de metru decât la o ploaie mare o să fie plin tot adomașul jos acolo, o să fie plin de apă. Deci, măcar atâta, să închiriați o lună de zile și să decomatați. Știți foarte bine că aproape fiecare an am intervenit cu decomatatul, erau părerile împărțite, noi am avut atunci o hotărâre, că am zis, domnule, totuși e bine să decomatăm. Trebuie. Așa. Și sperăm acum că și la Apei Române au zis că și anul ăsta vin ei cu buldozerul pe zonă. Dacă nu vin, atunci am reținut ca să găsim o soluție, să închiriem un utilaj mai mare ca să putem decolmata. Și în apartul rând, dacă tot am ajuns aici, că era semnat pentru la mine caiet cu bugetul, iar revin la buget, ar trebui prins la buget și bani pentru colectarea, adică punctul ăla de colectare a laptelui, care am hotărât acolo cu King Cuvar, dacă chiar vrem să facem ceva. Veniți în coa să lucrăm împreună la buget, la proiect. Da, și încă o întrebare, așa am înțeles cu școala mare, adică cu clasele liceu tehnologic, ați făcut demersuri, așa am înțeles, ați plătit Aracipu, nu? Nu Aracipu, am plătit documentația pentru SEI. Da, aici vin cu o propunere, dacă facem pentru o școală, să facem și pentru SEI. Pentru două școli, 12.000 de lei pentru o școală, 14.000 de lei pentru o școală. Asta am plătit până acum, 26.000 de lei. Dacă am înțeles. O să facem pe parcurs, că erau bani prinși în buget, în jur de 40.000 de lei, da, pentru a fi autorizate toate școlile din punct de vedere PSI. Da. Dacă îmi permiteți, deja măsurătorile la jos, la secția maghiară, s-au făcut. Am înțeles. Eu am venit cu ideea să prindem bani și pentru treaba asta, dacă ne permite legea, ca să fie legea pus... ne permite către învățământ cu mult mai mult decât în alții. Eu am pus asta ca, dacă ne permite legea, că foarte multe treburi nu permite legea. Au fost prinși bani pentru toate școlile, ca am să înțeles. Aibă acea... Am înțeles. Momentan, liceul tehnologic a fost transferat la Bolovăniș. Pentru obținere de autorizație? Nu numai. Nu, pentru a începe lucrările. Pentru a începe și lucrările, acolo jos la clădire. Și, da, asta vreau să zic despre școală. Vreau să vă mai spun cu căsuțele acolo jos. Deci am stabilit, ca să nu mai fie pus niciun cort în centrul ăla de acolo. A fost renovat acolo o terasă la un moment dat. Am zis că în forma aia, dacă mai avea cineva, poate să facă. Exact în forma aia, deci cred că nu deranjează nici corect, estetic, da, și nici în alte puncte de vedere. Și am zis că pe perioada Rusaliilor, toți cei care au închiriat acolo, totuși sunt niște sume destul de mari. Adică mari. Medii. Cât medii, da? O cât e? 1.000 de lei. Pe perioada de 6 luni, 5 luni sau 6 luni, perioada de vară, 5 luni. Și am zis că să nu mai lăsăm, sau să stabilim, să nu mai lăsăm pe alții care vin, înțelege, să intre în piața aia, ca să poată fi un pic mai lejer și pentru cei care vin vizitatori și pentru cei care îs acolo, pentru că nu mai este loc, nu de altceva, deci nu mai este loc. Am trecut experiența anilor trecuți și am văzut că la un moment dat aglomerarea nu duce la bine sub nicio formă. Unii vin cu jucării care nu și-au rostul. Rostul acolo. Așa, unii vin
nu știu, cu mici, cu unul, cu bere, deci haotic cum ar veni, că nu poți să-i organizezi sub așa formă. Dacă le-ai lăsat pe unul, te-i lași pe toți, știi, să-i îngrămădești. Eu am zis să nu mai lăsăm pe nimeni să intre în interior. Fiecare, dacă vor să vină la proprietăți fizice, la limita proprietăților, poate să-și găsească loc, zona aia, loc, să se loge. Mulțumim. Mai aveți domnul dacă Rame. Sunteți, asta vrea domnul președinte, dacă sunteți de acord cu treaba asta. Da, sunt de acord. E principiu. Mai aveți ceva apropo, domnul președinte. A trecut de dumneavoastră. Dar în legătură cu laptele vreau să zic ceva, dacă îmi dați voi. Domnul coleg, în legătură cu laptele, treaba este bună, dar e de durată. Și părerea mea ar trebui o mașină care de acum să colecteze laptele și să-l ducă până se face, că aia este de durată. Înțelegeți? Eu de sunt, de ce eu să pot... Eu sunt pentru domnul Rămoasă. Dar să duce ceta, lași treaba asta. Da, de acum ar trebui să pute treaba. Dacă permit. Deci o mașină care deja să-l colecteze și să-l ducă, că asta e de durată, până să... Știți, până să face acoperișul, până nu știu ce, până atunci să se... Deci o mașină și să înceapă să transporte. De ce pe așa, că se strângă loc. Mă rog, puteți să mă rugați, dar nu fac. Bun, aduc eu la cunoștință. Dar mulțumesc, domnul președinte. Când ajungeți acolo la diverse, puteți să ziceți, doamna, doamna. Am văzut că treceți foarte repede. Mai aveam eu, dar vă rog, vă rog, domnul Ortea. Vreau să ridic problema, am discutat de mai multe ori cu domnul viceprimar și cu domnul consilier aici, echipa de pompieri voluntari. Ce facem odată și odată? Putem să facem, organizăm sau nu organizăm? Vreau să știu, dacă nu se poate sau aveți așa multă, eu vă cred, multă treabă, atunci lăsați-mă pe mine că treaba asta vreau să organizez, dacă se poate. Eu cred că și dacă vă las, tot aveți nevoie sau nu aveți nevoie de mine? Spun. Dar nu. Mașina va ține primărie. Deci trebuie... până acum avea o problemă de a nu... Înțelege. Organizarea personalului. Organizarea personalului voluntar, din care ar trebui 20-30 de persoane anunțate, să vină cine ce vrea, să facem niște instrucțiuni, să chemăm de la... Lunca și de la Busturoasa să țină instrucțiunile respective, pompieri autorizați și să facem o remiză și noi ca alții. Cu această ocazie, țin să le mulțumesc colegilor de la, care lucrează pe mașina de intervenție. La Bolovăniș, când au fost acum, au ajuns în timp de 8 minute. Deci nu, mașina a fost în timp de 8 minute, deja era la incendiu. Și duminică dimineața, vreau să vă spun, la ora 9. Bine. De asta zic, dacă organizăm și mai bine, o să fim primi întotdeauna. Dacă o să fie organizat... Asta înseamnă că ar trebui să mai prindem. Poftiți? Trebuie făcut prin hotărâre de Consiliul Local. Înțeles. Tot planul, toată organizarea. Așa că vă aștept să inițiați. Trebuia de mult. Păi vin, cu ce baza legală, doamne, nu am studii ăsta. Baza, da, vreau să vă spun... Vă pot ajuta că fiecare zi, ziceți la ce oră să vin și mă țin de lângă dumneavoastră. Deci domnul consilier a zis că trebuia făcut de ani de zile. Deci de ani de zile e făcut, numai că nu avem o formă organizată, poate. Dar este de ani de zile. Am înțeles. Mai aveți, domnul Orteanu? Mulțumesc frumos, nu. Doamna Antar. Anul trecut am aprobat planul de lucrări pentru cei de la legea 416, pentru venitul minim garantat. Și a fost un articol în hotărâre, prin care lunar trebuie adus la cunoștință Consiliul Local ce lucrări s-au făcut. L-avem. Deci nu l-am adus la cunoștință, dar vreau să vă aduc la cunoștință că din 160 de persoane, mai am 23 de persoane ajutor social și o să care muncesc. Pe atât care mai pot să muncească. Așa. Referitor la șansuri. Restul e fericit că și-au început a găsi locuri de muncă și au încercat să vadă că totuși dacă se lucrează spre un contract, cu o lucrare, e mai bine decât să stăm să așteptăm bani la ajutor social. Și șansurile de către proprietari trebuie săpate adâncite sau... Stabilim prin dosarul local, nu stabilim de către. Cam de către proprietari. Care de exemplu, în fața tărhăușul, fiecare ar trebui să știți, când plouă, vine pe drum, se duce la vale. Permiteți-mi să vă spun că e destul de dificil de a ajunge cu proprietarul. Deci am încercat, nu s-a găsit cât de cât o variantă.
Deci s-a îndreptat apa în partea de jos pe râul Târhăuș. Lucrările de la șant, în mare parte le-am făcut noi, și cu ajutorul cetățenilor. Și cu ajutorul. Și le vom face, consider, în continuare, așa unde este necesar. Mai, adică vreau să spun, mai, să stăc cu șansă mai mult, dar și mai bine de atât. Mulțumesc! Doamna Șeam, dar am o întrebare. În legătură cu Comisia Locală de Retrocedere, Comisia de Fond Funciar, vă referiți, da? Am primit și eu câteva hârtii rămase din urmă. S-a făcut un proces verbal referitor la acei proprietari. Da. Că trebuie să fie desemnați doi membri de acolo, dintre care desemnat unul cu funcția de consilier local și unul care este salariat al UAT-ului, ceea ce se află în incompatibilitate. Bine. Bine să facem altă ședință cu proprietari, că bine e. Doamna secretar, spuneți-ne atunci, pentru că la un moment dat cred că a fost o decizie că, dacă fiind din unitate, să nu... Adică să se ocupe. Nu. Am înțeles. Deci, mai aveți asta înseamnă să refaci. Asta înseamnă că trebuie convocați din nou și votați. Cum alte persoane care nu alte au... Alte persoane care nu se află în incompatibilitate. Adică nu sunt consilier local și angajați. Da. Domnul Suciu. Am luat domnul viceprimar. Dacă tot se reface Cugu acum, să aibă grijă, când o să punem în dezbatere, am înțeles, nu? Ca cum am făcut și la... niște suprafețe de teren care sunt momentan în extravilan, care să fie introduse în intravilan. Avem 100 și ceva de hectare. Și chiar vă rugăm să puneți. Am lucrat atunci în ziua aceea cât am putut și... Trebuie pus împreună înainte de ședință. Că și la Ghimeș am înțeles că sunt niște suprafețe. Am lucrat o jumătate de zi. Și că nu-i terminat. Deci e mare că va trebui să dezbatem încă la un moment dat tot ceea ce am stabilit, dar nu le-am stabilit ca să... Deci o să reducem la conștiință, o să facem o întâlnire cu toți consilierii, ca fiecare să spună părerea, și cu nomenclatorul stradal, că nu s-au modificat foarte puține nume de străzi, s-au dat nume la care noi erau, la care trebuia să se dea, și Cugu, nu era altă soluție, că ați văzut că care a avut 50 de metri mai mult. E vorba de lege, trebuie să te încadrezi în lege. Am înțeles, dar acolo cu extra și intravilan, trebuie să avem... Asta cu intravilanul și cu extravilanul, vă aduc la cunoștință, că e necesar să facem anul ăsta și ăsta, și amenajamentul pastoral și intabulările pe persoane fizice. Pe persoane fizice sau persoane juridice? Adică nu, fizice am zis. Am păstat. Trebuie să puneți la licitație, nu? Statul acordă. Nu se scoate la licitație. Nu se face licitația de către primărie. Nu se face, nu. Trebuie să faceți un referitor la programul cadastrarea gratuită, vă referiți. Deci da. Demersurile le vom face. Eu ridic o problemă cu extra și intravilan, de exemplu, la școala Doni Gaga. Știu problema. Jumătate din construcția se află pe extra și restul se află pe intra. Bun, dar nu-i le da. Dar jumătate din construcția făcută după. Deci. După, dar toată lumea a trecut cu vederea și acum când vrei să scoți o hârtie normală, nu mai poți să scoți, că n-ai cum. Te lovești de treaba asta. Adică trebuie să ne uităm clar și pe bine și să tragem linia cu nelerii. În bine, ca să fie toți consilieri, că fiecare mă știe. Să știți că merge mai greu din punctul ăsta de vedere cum s-a făcut un copil. Harta aceea care e situația exact. Deci asta e problema. De asta durează mai mult și o să dureze mai mult. Dar o să dureze. Domnul Suciu, mai aveți? Nu. Domnul Bărsan. Da. Aș avea și eu o întrebare. Domnul vice, de cine depinde cu întreținerea drumurilor? Sunt zone unde se trage lemn pe drum. Sunt persoane fizice care au proprietăți în zonă. Plătesc impozite și trebuie să meargă nici cu căruța. De multe ori nu pot merge prin zonele respective. Era o discuție la un moment dat cu amplasarea indicatorilor de tonaj. Totul a rămas în aer. Dar, dacă tot le permiteți ca să tragă lemn pe drum. Deci nu sau, sau dumneavoastră le-ați permis? Sau sunteți consilier? Dacă ar depinde de mine, aș trimite bascula cu pietriș în zonă și aș reface ce strică agenții economici.
Deci îi lăsăm să strice și păi să da, dar ce să facem, domnule? Păi, dar interziceți-le. Ziceați că nu puteți să instalați indicatoare de tonaj, că nu știu de ce. Dar este hotărâre de consiliu? Dar, doamnă, la un moment dat drumul, mă refer la Bolovăniș, a fost predat către UAT, da? Așa. Sigur a avut niște condiții și niște limitări. Alea vechi, să se instaleze alea vechi, dacă noi nu sunt. Sigur că a avut la momentul respectiv hotărâre de consiliu. Pentru că e o problemă, domnilor, circulă oamenii pe acolo. Plătesc impozit, plătesc dățăță în regulă, dar nu pot circula, nici cu căruța, că intră tafurile de până la un metru, pe drumurile forestiere care aparțin de... E, ați văzut aici treaba, că cu drumurile... Sunt publice forestiere, de cine depinde de drumurile respective? Deci pe teritoriu, nu știu dacă... Sunt la domeniul public. Dacă îmi spuneți măcar, depinde, avem zona diferită. Șiclău? Zona Șiclăului, acolo lucrările le au ambele, de exemplu, au și Harghita. Ambele ocoale. Ambele ocoale. Trebuie să ajungem la fața locului. Da. Trebuie să ajungem la fața locului, să stabilim ca platforma primară, la drum, de exemplu, să stabilim o porțiune de drum ca să nu se atingă de ea. Nu, dar ar trebui cumva reținute, pentru că... Deci, domnul Vârsan, știți foarte bine că și în zona aia, de exemplu, au fost, când a fost inițiativa dumneavoastră cu podul provizoriu, la fel s-au găsit soluții, chiar dacă câteva luni mai târziu s-au găsit soluții să facă podul. Găsim la fel aceeași soluție, împreună, mergem împreună acolo, vedem despre ce e vorba, analizăm situația, vedem care sunt societățile care au creat pagubele. Așa, și încă ceva, la discuția cu colegii, referitor la subvenționarea a taxei de salubritate, cu asta avem noi ce avem, nu depinde de dumneavoastră, dar numai tractorul, de numai de dumneavoastră, dar tractorul cu remorcă, pentru că mai sunt zone unde tractorul cu remorcă ar putea intra și ar putea să ia gunoiul. Să închiriem tractorul de la Ocol, dacă ei aducem o tărâie de consiliu, pe care consiliul local... Nu, lunea, când vine mașina să aducă de pe... La puncte pentru că a fost o discuție. Să facem puncte mai mari de unde să-l iau în deja există, avem 20 și ceva de puncte. Pentru că tractorul ar putea să... E o inițiativă care a fost la un moment dat începută și de mine și am încercat, numai că au fost, trebuie să vedem iară să introducem în buget și costurile astea. Mai aveți ceva, domnul Bărsan? Nu. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bucea. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, ca și consilier, vă rog frumos să veniți să analizăm și să reușim să refacem bugetul și să reușim să nu ne atragem penalități și să putem funcționa în continuare și măcar, adică propunerile care le avem, proiecte care le avem, să nu blocăm alte lucruri care și așa s-au lucrat la ele și mi-e destul de greu și din alte motive, nu numai din motivele noastre. Deci dacă sunteți de acord să veniți să lucrăm împreună, să vedem cu ce e problema, să îl punem, o zi că trebuie să îl punem într-o zi urgentă, de nou pe ordinea de zi. Păi și să-l tratăm cu responsabilitate. Când ar putea fi pus, ar fi pe data de 3. Sau pe data de 2. 2 sau 3. Da. Vă rog frumos să... Nu ar fi bine când vine Comisia 1 să vină și cealaltă două comisii, doamna secretar. Să vină. Ia vă rog frumos. Păi eu ce am zis asta? De ce vine numai Comisia 1 de fiecare care dau pe prezența, niciodată n-am pus Comisia 2 și 3. Am fost și noi, domnul Dugă, că nu am văzut. Dacă îmi permite, să ne vadă domnul cu camera. Deci dacă îmi permite, întâlnirea tuturor consilierilor înseamnă toate comisiile. La comisie. Dacă vin toți consilieri, înseamnă că toate comisiile sunt întâlnite. Dacă vin consilieri. Vă așteptăm mâine la comisii? Mâine? Mâine. Săptămâna mare, doamna secretară. Nu mai avem nicio zi. Doamna secretară, săptămâna mare. Rămânem astăzi la dezbaterea bugetului. Eu propun să rămânem astăzi la dezbaterea bugetului după ședință. Sunteți de acord? Să ținem de acord. Propuneți, domnul președinte, vă rog. Dacă ați propus, înseamnă... Păi, domnul președinte, sunteți de aici ca președinte, ca propunerea mea să o supuneți la voi.
Cine e Pedro? Nu pot. Nu pot. Nu înseamnă că... Pe data stabiliți o zi, vă rog frumos. Înainte de... Ca să putem... O să fie bun și după aceea. Nu cred, domnul consilier, dar să nu ne jucăm. Deci bugetul trebuie conform legii în 7 zile. Dacă vrea să facem ședința pe 10, de ce nu? Dar de unde dacă nu era buget, domnul consilier? Pe 10, oricum nu putea supus fi... Deci nu erau venite de sumele. Nu era sumele venite. Domnilor, eu am avut ceva de adăugat, eu mă duc și explic la doamna secretară care e treaba. Nu, dar mă scuzați la doamna contabilă că eu am avut... legat de buget, îmi zic părerea, după aia când mă chemați. Bine, vă mulțumim pentru că ați participat la ședință, vă mulțumim, o zi bună tuturor, sănătate și numai bine. Deci, când stabilim ședința.